nu există o prevenție la povestea asta, de așa natură ca acești copii să nu mai fie bătuți. La vorba ta, nimeni nu intervine, niciun adult din zonă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Noi suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la prima oră. De care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. După lungă așteptare, de azi elevii și preșcolarii se întorc la cursuri. Cei din clasa 8-a și a 12-a mai au de așteptat, ei revin la școală luna viitoare, pe 10 mai. Caz șocant într-un parc din Brașov, o tânără a fost bătută de două adolescente în timp ce prietenii acestora râdeau și aplaudau. Imaginile au ajuns și la polițiști, care acum le caută pe agresoare. Premierul Câțu spune că o decizie privind renunțarea la masca de protecție în aer liber ar putea fi luată în jurul datei de 1 august. Condiția este ca până atunci să se vaccineze în jur de 10 milioane de români, adică 60% din populația adultă. Și situația alarmantă în spitalele din România. 300 de unități medicale nu au autorizație pentru securitate la incendiu. O bună parte dintre ele își desfășoară activitatea doar cu o simplă autorizație de funcționare. Cu toții am urmărit cu sufletul la gură celebrele filme românești cu haiduci. Din păcate, unii dintre noi chiar au luat de bun ce au văzut acolo și au vrut să epateze în fața prietenilor reali sau virtuali. Nu credeți că-s boschetar? Să nu credeți că... Înțelegeți? Ia uitați ce are tata mână pentru dușmani. Înțelegi? Pentru dușmani. Că asta s-a mă spui șmecher, nu? Ha? Nu? Voi credeți că ăsta e fals, nu? E fals, ha? După cum tocmai am văzut, vitejia nu se mai arată prin cod revers și direct pe Facebook. Bărbatul din imagini este din Bistrița și s-a lăudat că are o armă adevărată. Ba chiar a tras chiar și două focuri pentru a demonstra că este funcțională. Poliția s-a autosesizat și încearcă acum să-l găsească atât pe acesta, cât și pe cel care a filmat întreaga scenă. Autoritățile propun tot mai des modalități inedite prin care vor să ne convingă să ne imunizăm. În ce localitate din România ajunge vaccinul chiar la poarta oamenilor? Aflăm în câteva minute la Focus la prima oră. Scene cu adevărat șocante surprinse într-un parc din Brașov. O tânără a fost bătută cu sălbăticie de două adolescente în timp ce prietenii râdeau și aplaudau. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Pe imaginile pe care tocmai le-am văzut, se vede cum tânăra este obligată să sărute pantofii uneia dintre fete, apoi este lovită cu bestialitate. Pentru a se apăra, adolescenta și-a pus mâinile deasupra capului. Nimeni nu a intervenit pentru a o scăpa pe tânără din mâinile agresoarei. Ba mai mult, prietenii fetelor au început să râdă, să aplaude și să filmeze toată scena. Între timp, imaginile au ajuns și la polițiști care au întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe, iar acum încearcă să le găsească pe adolescentele bătăușe. Când vom scăpa de masca de protecție? Este întrebarea care ne frământă din ce în ce mai mult în ultima perioadă. Și asta pentru că vara se apropie cu pași repezi și din cauza căldurii masca va fi din ce în ce mai greu de suportat. Mai mult românii vor să știe și dacă vor putea face plajă fără acest accesoriu. La toate aceste întrebări a încercat să răspundă premierul Florin Câțu, care a spus că perspectiva e destul de îndepărtată, însă a reamintit că totul depinde de procesul de vaccinare și de numărul românilor care se vor imuniza. Colega noastră, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și ne poate spune când estimează șeful executivului că putem renunța la masca de protecție. Premierul României, Florin Câțu, spune că șansele ca până pe data de 1 iunie să se imunizeze peste 5 milioane de români sunt mari. Dacă acest lucru se va întâmpla, restricțiile se vor relaxa considerabil. Oamenii vor putea să meargă, de exemplu, pe plajă fără masca de protecție. Cei care vor opta pentru o drumeție sau pentru pur și simplu o plimbare în aer liber vor avea voie și ei să renunțe la masca de protecție. Începând cu data de 1 august, atunci șansele sunt mari ca oamenii care vor merge în parc să nu mai poarte masca de protecție. Până atunci ar trebui să se imunizeze 60% din populația României, asta înseamnă în jur de 10 milioane de români. Acest lucru este realizabil, spune Florin Câțu, pentru că avem toate dozele necesare de vaccin. Avem și centre disponibile, iar oamenii care nu se pot programa pot opta pentru centrele de trip drive-thru, acolo unde se pot imuniza oricând, de luni până duminică. Dacă procentul propus de imunizare va fi atins, atunci restaurantele vor putea să funcționeze în interior la o capacitate de 100% pentru clienții care, bineînțeles, se vor vaccina pentru COVID-19.
De azi, curțile școlilor vor fi iarăși pline, asta pentru că elevii se întorc din nou la cursuri, însă doar dacă se vor respecta măsurile sanitare. Iar din toamnă, cursurile ar putea să se desfășoare ca înainte de pandemie, având în vedere că autoritățile își propun să vaccineze și copiii cu vârste între 12 și 15 ani. Fiecare școală va avea necesarul de dezinfectanți, dar și suficiente măști pentru elevi, spun autoritățile. La nivelul fiecărei școli se stabilește necesarul de dezinfectate, materiale dezinfectate și echipamente de protecție, adică măștile necesare, și la fiecare școală este acest stoc. Există la nivelul unităților de învățământ teste care pot fi folosite de către personalul medical și se vor aplica prevederile acestor ordine. De asemenea, noul an școlar va putea începe în condiții mai mari de siguranță din toamnă. Copiii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați în această vară, spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID. În ceea ce privește modalitatea de vaccinare, cu siguranță se va folosi infrastructura actuală. Singura mențiune este legată de prezentarea minorului împreună cu un adult care îl reprezintă din punct de vedere legal. Serul folosit pentru minor va fi cel de la Pfizer, iar procedura de vaccinare rămâne aceeași. Mergem către Cluj, acolo unde se află colega noastră, Andreea Stan. Bună dimineața, Andreea! Câți elevi încep acolo școala astăzi? Mai există în județ lucruri care sunt închise în continuare? Bine v-am găsit! În județul Cluj, elevii din 51 de școli încep cursurile în scenariul verde. Toți elevii, indiferent de clasă, care urmează cursuri la școlile respective, se întorc astăzi în bănci. De asemenea, în județ sunt și 389 de unități de învățământ în scenariul galben, ceea ce înseamnă că nu toți elevii vor participa fizic la cursuri. Mai precis, vorbim de școlile din localitățile care depășesc rata de infectare de un caz la 1000 de locuitori. Preșcolarii și elevii din învățământul primar se reîntâlnesc astăzi în școli, în timp ce clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a își vor desfășura activitatea online. Cei din clasele terminale se vor bucura de încă o săptămână de vacanță, dar începând de luni, 10 mai, cursurile pentru aceștia se vor desfășura cu prezență fizică. În contextul începerii școlilor, circulația autobuzelor școlare din municipiul Cluj-Napoca va fi reluată odată cu revenirea elevilor în bănci. Atât de aici, la revedere! Mulțumim frumos, Andreea. Iată că la București, oraș aflat încă în scenariu galben, elevii încep școala în condiții total diferite față de data de 2 aprilie, când era capitala în scenariul roșu. Colega noastră, Cătălina Iordache, are mai multe detalii. Bună dimineața, Cătălina. Bună dimineața, care sunt noile condiții în capitală? Bună dimineața, Irina, Daniel, bun găsit tuturor! Iată că după o lună de vacanță de Paște, copiii de grădiniță, elevii din clasele primare, cei din școlile speciale se întorc astăzi fizic la școală. De luni, 10 mai, se vor întoarce și cei din clasele terminale, pentru că aceștia nu au avut parte de o vacanță prelungită. Școala online vor face doar elevii din localitățile unde incidența cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 depășește un caz la 1000 de locuitori. Vorbim așadar de un nou ordin comun adoptat de Ministrul Sănătății și de cel al Educației, în care se vorbește despre două scenarii doar și sunt legate de incidența de un caz la 1000 de locuitori. Așadar, scenariul 1 se aplică în localitățile în care incidența cazurilor de COVID-19 este mai mică sau egală cu un caz la 1000 de locuitori. Aici, toți elevii de la toate clasele vor participa fizic în fiecare zi la ore. Scenariul 2 se aplică în localitățile în care incidența este mai mare de un caz la 1000 de locuitori, cum este și cazul capitalei. Aici vor participa fizic cu prezență la școală preșcolarii, elevii din clasele primare și cei din clasele terminale. Restul elevilor din celelalte clase din aceste localități vor continua să facă școală online. Așadar, vorbim despre un nou început, însă elevii trebuie să respecte în continuare celelalte reguli sanitare, trebuie să păstreze distanța și să poarte mască de protecție.
De asemenea, este interzis schimbul de obiecte personale între elevi. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu atrăgea atenția că vaccinarea în rândul profesorilor a început să scadă. De asemenea, încă nu se poate pune problema să se utilizeze teste non-invazive pe bază de salivă în școli. Momentan atât de aici. Mulțumim tare mult cu ocazia să primi și tu răspunsul. Da, pentru că aseară fiica mea m-a întrebat: tati, o să vină cu bețișorul sau cu ce facem cu saliva înainte să intrăm în... Fără salivă deocamdată. Da. Stăm de vorbă cu inspectorul școlar general al județului Iași, Lucian Antoci. Bună dimineața! Bună dimineața, bună doamnă! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag mulțumim de prezență. Doamna inspector, care sunt regulile de funcționare pe care trebuie să le urmeze în acest moment o unitate de învățământ? Ca și până acum, unitățile de învățământ își organizează activitatea conform Ordinului Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, cu respectarea regulilor privitoare la organizarea și întreținerea spațiilor, astfel încât să se asigure distanțarea de minim un metru, iar pentru situația în care, sigur, acest lucru nu este posibil, se va asigura o distanțare minim posibilă. De asemenea, se are în vedere stabilirea circuitelor funcționale și delimitarea traseelor de acces în unitatea de învățământ. Pentru acest demers va fi desemnat în fiecare unitate de învățământ o persoană care să monitorizeze intrarea respective și ieșirea elevilor din școală prin respectarea acestor trasee bine organizate. Evident, se va purta masca de protecție, se va recurge la aerisirea spațiilor și la respectarea normelor de igienă impuse de regulile specifice. Dincolo de aceste reguli, există și ceva indicații, să zicem, clare primite de la minister? Indicațiile clare sunt, așa cum spuneam, prevăzute în Ordinul Comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății. Trebuie să vă spun că în școlile din întregul sistem de educație românesc, activitățile nu au fost întrerupte în vacanța de primăvară, pentru că, așa cum știți, clasele terminale au avut activități curente și în foarte multe dintre unitățile de învățământ s-au desfășurat și activități remediale. Doamna Antoci, cum stabiliți sau cum se stabilește în acest moment sub care scenariu se află o unitate de învățământ? Și, de asemenea, aș vrea să-mi spuneți dacă în județ există școli care încă funcționează după scenariul roșu. Sigur, există un demers specific în acest sens. Scenariile de funcționare ale unităților de învățământ se stabilesc în funcție de analiza situației epidemiologice pe care o efectuează zilnic direcțiile de sănătate publică, iar în baza acestei analize, unitățile de învățământ, prin consiliile de administrație, transmit inspectoratelor școlare propunerile de scenarii de funcționare, iar pe baza avizului Inspectoratului Școlar și al Direcției de Sănătate Publică, aceste propuneri sunt înaintate spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La nivelul județului Iași avem, începând de astăzi, pentru săptămâna în curs, 341 de unități de învățământ care vor funcționa în scenariul 2, respectiv în scenariul galben, ce presupune lucrul acesta: participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și, dacă n-ar fi fost în vacanță în această săptămână, ar fi participat tot cu prezență fizică și clasele terminale, rămânând ca celelalte clase, respectiv a 5-a, a 6-a și a 7-a pentru ciclul gimnazial și a 9-a, a 10-a, respectiv a 11-a pentru ciclul liceal, să lucreze în sistem online. Totodată, la nivelul județului Iași, 308 unități de învățământ își încep astăzi activitatea în scenariul verde, așadar cu prezența fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor. Deci, oricum, pentru mine atâtea scenarii, galbene, roșii, verzi, portocalii, cu rate de incidență, mi se pare extrem de complicat și nu doar pentru părinți, cât și pentru dumneavoastră. Și în condițiile astea, cred că sunt și mulți părinți care refuză să-și trimită copiii la școală. Cum abordați această situație? Trebuie să vă spun că pentru noi nu e o noutate. Sunt mai multe luni de când sistemul de educație funcționează în baza acestor scenarii, evident adaptate prin modificări și completări ale ordinelor de ministru, însă nu e dificil, ne-am acomodat cu acest mod de a lucra. La nivelul județului Iași nu există situații înregistrate oficial prin care părinții să refuze trimiterea copiilor la școală. De altfel, trebuie să vă spun că există prevederi legale care permit, atât în cazul copiilor, cât și în cazul cadrelor didactice,
care se află în situație de risc certificată printr-un document medical, ca elevii, respectiv profesorii, să poată să participe la activități didactice în varianta online. Pentru foarte mulți elevi, iată, urmează, e un an terminal, urmează un examen. Aș vrea să-mi spuneți cum a fost modificat calendarul admiterii la liceu pentru anul 2021 și eu știu ce alte modificări au fost revăzute în ordinul de ministru. Având în vedere contextul pandemic pe care îl traversăm și pentru egalizarea șanselor, în mod firesc s-a luat în calcul organizarea unei sesiuni speciale pentru examenul de evaluare națională destinată acelora dintre elevi care, din păcate, nu vor putea participa la prima sesiune sau nu vor putea finaliza eventual prima sesiune, participând poate la prima probă, dar îmbolnăvindu-se între timp. Ei bine, pentru toți aceștia există posibilitatea de a se înscrie, evident, în baza unei certificări medicale care să ateste faptul că au avut probleme de acest ordin, în sesiunea a doua. Consecința integrării în calendar acestei sesiuni este aceea a modificării calendarului de admitere, drept pentru care repartizarea computerizată se va desfășura anul acesta pe 24 iulie, după ce în intervalul 16-22 iulie va avea loc completarea fișelor de înscriere de către părinți asistați de diriginți. Mulțumim frumos! Mulțumim tare mult! Doamnă, tocmai ce am ascultat-o pe inspectorul școlar general județul Iași, Luciana Antoci. E bine, continuăm cu un alt subiect destul de interesant, nu? Fierbinte, nunțile. Pentru nici o nuntă fără horă, lume, Daniel. Da? De luna viitoare am putea să revenim la tradiția românească a nunților, în care distanțarea socială va fi doar o tristă amintire? Asta după ce, da, autoritățile au decis că nunțile ar putea să se organizeze ca înainte de pandemie, fără limită de invitați și asta, mă rog, cel puțin până la 1 iunie, cel puțin, când se speră că 5 milioane de români ar trebui să fie deja vaccinați. Sunt însă și câteva condiții care trebuie respectate. Bineînțeles, invitații vor fi nevoiți să fie vaccinați, să aibă un test PCR negativ, ori să dovedească tot printr-un test că au trecut prin boală. Iar vestea bună, evident, că a pus pe jar firmele care se ocupă cu organizarea unor astfel de evenimente, precum și pe cele peste 250.000 de cupluri care vor să se căsătorească în acest an. Cuplurile care vor să-și unească destinele în acest an trebuie să înceapă cât mai repede să-și organizeze evenimentul care le va schimba viața. Începând cu data de 1 iunie, autoritățile spun că nu vor mai exista limite când vine vorba de numărul de invitați. Ne gândim la evenimente private, dar doar cu persoane vaccinate. Încă nu avem o formulă, dar lucruri pe care le avem pe masă, scenarii pe care le voi pune pe masă Comitetul Interministerial și apoi le vom dezbate cu operatorii economici, cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne. Invitații trebuie să respecte una dintre cele trei condiții pe care le vor impune autoritățile. Fie să fie vaccinați, fie să aibă un rezultat negativ la testul pentru COVID-19 sau să prezintă un alt test care să dovedească faptul că au trecut de curând prin boală. Mirii sunt foarte deschiși să fie doar una dintre cele trei categorii, pentru că în felul acesta au siguranța că cei care participă la nunta lor sunt numărul pe care și l-au dorit, sunt un număr mare, pentru că altfel, dacă nu ar fi aceste reguli, își dau seama că nici invitații nu vor veni așa cum își doresc ei. Dacă au, să zicem, 150 de invitați la nuntă, chiar vor să aibă 150 de invitați la nuntă și în aceste condiții invitații vor veni la nuntă. Numărul celor care vor să se căsătorească este mult mai mare în acest an, pentru că evenimentele din 2020 s-au amânat pentru 2021. Sunt peste 250.000 de cupluri care așteaptă să-și facă nunta anul acesta și au nevoie de predictibilitate. Am reușit să organizăm 7 nunți din 110 programate pentru tot sezonul 2020. Așa că vă imaginați că 110 minus 7 nunți înseamnă 103 nunți ce s-au mutat toate în 2021. Până la data de 1 iunie mai este foarte puțin timp, iar tinerilor dornici de măritiși le este greu să mai găsească o zi liberă la restaurantele pe care le preferă. Foarte multe locații, să știți că s-au închis cu totul. Asta înseamnă nunți care au rămas pe lângă și clar acești tineri se vor îndrepta către locațiile care au reușit să supraviețuiască în această perioadă. Tocmai de aceea avem nunți programate nu doar sâmbătă, cum se întâmpla de regulă și poate chiar duminica. Avem multe nunți programate și vineri și este posibil să ne gândim și la alte zile ale săptămânii. Autoritățile au decis să reia evenimentele pentru că până în luna iunie speră ca cel puțin 5 milioane de români să se imunizeze.
Situație cel puțin alarmantă în spitalele din România. Nu vorbim despre lipsa paturilor de terapie intensivă, a oxigenului, a medicamentelor sau despre alte probleme, ci despre faptul că 300 de unități medicale nu au autorizație pentru securitatea la incendiu. 100 dintre spitalele cu probleme au un simplu aviz, dar nu au obținut autorizația de funcționare pentru că managerii nu au reușit să facă toate lucrările de modernizare necesare. Institutul de pneumologie Marius Nasta din Capitală funcționează de 30 de ani în condiții critice. Clădirile sunt vechi, instalația electrică la fel, iar din acest motiv nici nu are cum să obțină autorizația pentru securitate la incendiu. Și Marius Nasta are aceeași problemă. Mai mult decât atât, una dintre clădirile Institutului Marius Nasta, cea din Calea Șerban-Vodă, a fost închisă anul trecut, tocmai pentru că avea risc de seismic 1, cu risc extrem de mare pentru pacienții care erau internați acolo, și atunci decizia la nivelul Direcției de Sănătate Publică împreună cu conducerea Institutului Marius Nasta a fost de închidere a acelei locații, pentru că viața pacienților este prioritară, iar acolo nu erau condiții adecvate. Demolarea mai multor pavilioane rămâne cea mai sigură variantă. Pentru pavilionul Zerland este nevoie de o clădire nouă. Acolo suntem în acest moment în procedura de achiziție pentru expertizarea clădirilor respective pentru a fi demolate. Costurile renovării depășesc costurile unei construcții unei clădiri noi. Numărul spitalelor care sunt un real pericol este uriaș, dar autoritățile nu au găsit încă soluții care pot fi puse în practică rapid. 302 clădiri funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, dintre acestea 120 au aviz. Avem în analiză două scenarii. Unul, să funcționeze în aceeași clădire, iar al doilea scenariu este să apelăm la spitalele modulare. Avizul de la pompieri se obține foarte ușor, însă când vine vorba de autorizație, lucrurile sunt mai complexe. Aceste modernizări pe care beneficiarul dorește să le facă trebuie să fie concretizate într-o documentație tehnică. Dar această documentație tehnică este întocmită de arhitecți, de proiectanți și se prezintă spre aprobare Inspectoratului pentru situații de urgență. Dacă toate modernizările nu sunt făcute conform documentației, unitatea sanitară nu are cum să obțină autorizația. Printre condițiile pe care trebuie să le respecte o unitate sanitară se numără și coridoare de minimum 2-20 metri, rampe de scări sau planuri inclinate, dar și uși de o înălțime de 1-40 metri. Regulile sunt stricte tocmai pentru că viața pacienților e pusă în pericol. Fanii din Suedia au ales o modalitate inedită de a protesta față de o regulă care li se pare lor aberantă. La fiecare meci au voie doar 8 suporteri, așa că sute de fani al lui AIK Stockholm au ales să protesteze la mall, acolo unde nu există limită de persoane. Suedia este una dintre țările cu cea mai mare rată de infectare cu COVID-19 din lume, cu peste 5.000 de cazuri noi pe zi. Alte informații din sport, vedem chiar acum. Dimineață vii îmbrăcat la costum, la sacoaș. Nu, vreau să spun că ieri am făcut asta pe lacul Văcărești. Dar deja ai făcut chestia asta, da. Să treci eu, și pe la mine, mă iei, mă îmbraci. Eu și rațele. Tu și rațele. Eu și rațele. V-ați și-n prietenii? Da, bineînțeles. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Ce ne rezerv pentru astăzi? Ce vești? Vă rezerv niște ploi de scurtă durată. Da, și eu speram că un loc la masa de la geam. Temperaturile sunt bune, 22 de grade, este ok. Vineri o să avem 28 de grade. Wow. Și mâine va fi frumos. Eu vreau ploaie. O să plouă puțin. Eu vreau ploaie astăzi, pentru că am nevoie la descărcări electrice. Căpșuni. La căpșuni. Da. O să plouă, dar de scurtă durată. Nu știu dacă apucă, practic, căpșunele să se ude așa cum ar trebui. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla, te rugăm. Pentru toți cei care au căpșuni. În cea mai mare parte a Europei, vremea va avea un aspect închis, iar cerul va fi acoperit de nori și vor fi ploi abundente însoțite de descărcări electrice. Vântul o să bată destul de tare la latitudini înalte, pe Marea Nordului și pe ocean la sud-vest de Norvegia. Vremea din apropierea Mării Mediterane și din jumătatea sud-estică se va încălzi din nou după ce aerul rece va înainta dinspre nord-vest și nord peste țările iberice, vestice și centrale până în spațiul balcano-carpatic. În restul continentului va fi răcoare. Astăzi în țară, vremea
deși apropiată de normalul perioadei, devine ușor instabilă, cerul se va înnora temporar după amiaza și vor fi averse însoțite de descărcări electrice, iar în zona de munte și local în restul țării vântul va avea unele intensificări. Izolat se pot strânge 10-15 litri de apă pe metru pătrat. Iată, la Constanța vor fi în jur de 14-16 grade și ceva mai cald, 25 de grade în vestul Olteniei. Oltenii sunt norocoși, este cald la ei. Cei din Constanța au văzut că au temperaturi mai mici. În ultima vreme, da, la mare a tot fost mai rece decât... Mai bine poate au timp hotelierii să pună la punct totul, nu? Până la... Lăsați că vă explic eu data viitoare cum funcționează. Mulțumim tare mult, Georgia. Ei bine, mai multe organizații non-guvernamentale trag un semnal de alarmă în ceea ce privește programul Rabla pentru electrocasnice. Mai multe informații despre acest subiect aflăm la Trend IT după publicitatea l-a făcut la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți dumneavoastră Cronica Express azi. O creștere semnificativă a creditării pentru firme din ultimii 10 ani. Creditarea companiilor a fost puternic subvenționată în ultimul an prin programul IMM Invest. Băncile au beneficiat de garanții de stat de până la 90% din valoarea împrumuturilor, în timp ce firmele au avut dobânda plătită timp de 8 luni. Statul Maryland oferă $100 fiecărui angajat din sectorul public care se vaccinează. Pentru a primi plata, angajații trebuie să arate dovada vaccinării lor Departamentului de Resurse Umane și să fie de acord cu primirea rapelului la cel mult 18 luni de la prima doză administrată. Ieri a fost cel mai curat aer înregistrat pe suprafața Bucureștiului. Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu. E prima oară de când urmăresc senzorii și văd un aer atât de curat, măsurat pe airlife.ro. Probabil e cel mai curat aer înregistrat pe toată suprafața Bucureștiului în ultimii ani. Israel a înregistrat doar 13 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Pe măsură ce Israelul își continuă campania de vaccinare, sâmbătă au fost diagnosticate doar 13 noi cazuri de coronavirus, cea mai mică rată din ultimele 14 luni, potrivit datelor Ministerului Sănătății publicate duminică. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale orei. După o lungă așteptare, de azi elevii și preșcolarii se întorc la cursuri. Cei din clasa 8-a și a 12-a mai au de așteptat. Ei revin la școală luna viitoare, pe 10 mai. Caz șocant într-un parc din Brașov, o tânără a fost bătută de două adolescente în timp ce prietenii acestora râdeau și aplaudau. Imaginile au ajuns și la polițiști care acum le caută pe agresoare. Premierul Câțu spune că o decizie privind renunțarea la masca de protecție în aer liber ar putea fi luată în jurul datei de 1 august. Condiția este ca până atunci să se vaccineze în jur de 10 milioane de români, adică 60% din populația adultă. Și situația alarmantă în spitalele din România, 300 de unități medicale nu au autorizație pentru securitate la incendiu. O bună parte dintre ele își desfășoară activitatea doar cu o simplă autorizație de funcționare. Se dă startul la programul Rabla la electrocasnice, program care susțin unele organizații non-guvernamentale, ar avea un impact negativ asupra mediului pe termen lung. Mai multe informații despre acest subiect vedem acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit tuturor! Luna mai marchează debutul mult așteptat al programului Rabla la electrocasnice, prin care statul va acorda vouchere în valoare de 75 de milioane de lei populației pentru achiziționarea de electrocasnice noi din clase energetice superioare. Organizațiile care se ocupă însă de colectare și reciclare trag un semnal de alarmă asupra consecințelor negative pe care un astfel de program îl poate avea pe termen lung. Alături de mine este domnul Cristian Pocul, președintele Asociației Respo. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim de niște vouchere în valoare de 500 de lei, corect? Da. De ce considerați sau de ce credeți că aceste vouchere vor avea efecte negative pe termen lung? Programul Rabla este un program de buyback, prin care oamenii primesc în schimbul unui echipament vechi un voucher valoric. Acest comportament, acest program duce la un comportament al oamenilor de a aștepta să elimine acest echipament doar în schimbul unui voucher valoric. În condițiile în care pe termen lung această obișnuință devine o realitate,
oamenii vor întârzia să scoată echipamentele din casă până la momentul în care primesc această recompensă. Cu alte cuvinte, această acțiune contravine educației de conștientizare a populației, corect? Corect. Toate entitățile din acest domeniu luptă pentru educarea populației, pentru a conștientiza efectele negative a acestor echipamente nefolosite și păstrate în casă pe termen lung și contravine politicii europene și a politicii Green Deal, care ajută economia circulară pentru colectarea acestor echipamente neutilizate și reintroduse în circuitul de construcție a unor echipamente noi. Cât încasează un OTR pentru colectarea unui frigider, spre exemplu? Sume variază de la organizație de transfer responsabilitate la alta, dar avem un interval între 10 și 23 de lei, ca și exemplu, pentru un frigider de 50 de kilograme. În condițiile în care, printr-un program de genul celui Rabla, sume variază între 100 și 500 de lei vouchere valorice pe care le primesc cetățenii în momentul în care vin și predau un echipament vechi. În aceste condiții, ce se întâmplă cu directivele date de Comisia Europeană în ceea ce privește reciclarea? Comisia Europeană dezvoltă programul numit Green Deal, care este o prelungire a economiei circulare și răspundere extinse a producătorului, prin care încearcă să formeze acest proces continuu de colectare a materiilor prime secundare care sunt în deșeuri și echipamente electrice și electronice nefolosite, pe care le reintroduc în circuitul de utilizare și producție de echipamente noi. Pentru astfel de programe gen Rabla, fac ca cetățenii să întârzie în momentul în care scot echipamente nefolosite din casă și să le păstreze până la momentul în care vor primi un voucher valoric. Care este diferența între buyback și takeback? Buyback este un program prin care, în momentul în care un cetățean aduce un echipament neutilizat, numit deșeu de echipament electric și electronic, primește un avantaj economic. Programul takeback este un program prin care cetățenii aduc în mod voluntar aceste deșeuri către un punct de colectare, fie magazin sau punct de colectare autorizat, și în situația în care vor să achiziționeze un echipament nou, nu primesc niciun avantaj economic, bare împotrivă, plătesc o taxă suplimentară pentru achiziționarea unui nou echipament. Așadar, soluția ideală ar fi să înlocuim buyback cu takeback, corect? Da, corect. Acest fel de programe s-a dezvoltat deja în țările din vestul Europei, iar în aceste condiții, țări precum Marea Britanie n-au reușit în anul 2020 să-și atingă ținta de colectare pentru anul respectiv, iar per total în anul 2019 s-au colectat și reciclat în circuitul formal sub 20% din totalul de deșeuri electrice și electronice generate. Cum se situează România la reciclarea DEE? România a transpus legislația europeană din anul 2005 cu aplicare în anul 2007. Am construit toate mecanismele necesare cu excepția rețelei de colectare și rețeaua de tratare și reciclare, care s-a dezvoltat, dar cu un ritm mai redus. Cetățenii cunosc această problemă, dar în același timp avem rezultate modeste. Am ajuns în anul 2019 să avem o colectare de 86.000 de tone față de o țintă de 100.000 de tone, iar în anul 2021 avem o țintă de colectare de 160.000 de tone, care reprezintă media 65% din media ultimilor 3 ani puse în piață echipamente noi. Care este soluția luată sau soluția propusă de asociația dumneavoastră? Soluția este ca cetățenii să elimine deșeurile de echipamente electrice și electronice în momentul în care nu mai au nevoie de acestea, inclusiv în momentul în care utilizează un echipament nou cu calități și caracteristici similare. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru invitație! Acesta a fost momentul din Trend IT. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! E bine, asta cu buyback și mi se pare foarte interesant. Am apelat și eu la un moment dat la povestea asta când am schimbat frigiderul. Da? Da. Și a mers până la capăt procesul? Da. Acum am un frigider care are toate plusurile care sunt în momentul de față valabile. Dar autoritățile încearcă să accelereze procesul de imunizare. Cei care au peste 60 de ani ar putea să se vaccineze fără programare. De asemenea, se pregătesc mai multe campanii care să-i convingă pe români să meargă la vaccin. Colega noastră, Andreea Neacșu, a urmărit subiectul și ne spune și ce alte schimbări mai pregătesc autoritățile pentru a crește gradul de imunizare.
Autoritățile și-au propus să avem de pe 7 mai, adică de vineri, vaccinare fără programare, mai exact să se schimbe modalitatea de prezentare în centrele de vaccinare. Adică cei care au peste 60 de ani să poată veni la orice oră, între ora 8 dimineața și ora 8 seara, să se vaccineze fără programare, iar cei care sunt în alte categorii de vârstă, de la ora 14 până la ora 20, la fel, fără programare. Bineînțeles că cei care au deja o programare făcută în platforma de vaccinare vor avea prioritate, iar pentru cei alți se vor emite bonuri de ordine. Mai spunea Valeriu Gheorghiță că au acum și o perspectivă clară în ceea ce privește vaccinarea adolescenților în care au între 12 și 15 ani, pentru că se așteaptă aprobarea de la Agenția Europeană a Medicamentului pentru ca vaccinul Pfizer să fie administrat celor care au între 12 și 15 ani. Mai spunea coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, că în acest moment cea mai mare rată de vaccinare de la nivel național este în București, de peste 30%. Este prima doză, da? Ați ales să vă vaccinați cu Pfizer, prima doză, da? Peste 100 de persoane s-au vaccinat în doar câteva ore, fără programare, la maratonul vaccinării de la Spitalul Militar Dr. Carol Davila din București. 15 minute de vaccinare, da? Da. Haideți să vă luați bagajul de aici. A fost repede, a fost mai dura o lună dacă trebuia să mă programez. Mă gândeam de 5 ori. Așa, dacă a fost rapid. La Spitalul Militar din Capitală continuă să vină și cei care aveau programare pentru vaccin. Aceștia au intrări separate față de cei fără programare. Deci nu ne-am oprit nicio clipă ca Spital Regional de Urgență, vin în continuare urgențe, avem pacienți în programele naționale, dar ne face plăcere și vă invităm să veniți la vaccinare, pentru că este singura modalitate prin care putem să scăpăm de pandemie, prin care putem să ne reluăm viața noastră dinainte. La Iași, maratonul vaccinării împotriva COVID-19 are loc la Spitalul Clinic Militar de Urgență și durează până pe 11 mai la ora 24. Și aici imunizarea populației se poate realiza fără programare în platformă, în baza cărții de identitate sau a pașaportului, iar vaccinul este Pfizer-BioNTech. Distanțați fizic și cu masca de protecție, ieșenii au profitat de ocazia oferită. Toată lumea să facem treaba asta, să scăpăm din pandemia asta. Să ieșim și noi liberi, să ne plimbăm, suntem la pensii, oamenii se duc la treabă, să meargă industria. Ok, a fost chiar foarte bine, nu mă așteptam să fie așa de simplu. Tot până pe 11 mai, la ora 24, obține și maratonul vaccinării de la Spitalul Militar din Craiova, unde azi s-au prezentat pentru imunizare peste 100 de persoane. Serul este același ca la Iași, Pfizer, BioNTech. Am vrut să intrăm în rândul lumii, să scăpăm mai repede de microbul ăsta. La Cluj-Napoca, oamenii se pot vaccina non-stop la Spitalul Militar timp de o săptămână. De ce este efortul ăsta? Pentru că vaccinarea populației este esențială pentru a termina odată cu pandemia. Persoanele care sunt vaccinate, din fericire, fac forme care nu-s grave, le fac rar. Persoanele care sunt nevaccinate, din păcate, fac forme serioase. Pe de altă parte, la Timișoara continuă proiectul pilot al vaccinării la cabinetele medicilor de familie. În decurs de 3 săptămâni, aproape 600 de oameni au fost imunizați. A fost, de fapt, un succes. Au intrat cei 50 de voluntari, medici de familie, care și-au făcut activitatea, au reușit să vaccineze, câteva sute de persoane au fost vaccinate ca cabinetele medicilor de familie și ca atare acest proiect s-a extrapolat la nivel național. Centrele de vaccinare ale MEAPN vor fi deschise non-stop. În perioada 4-11 mai, în cele 7 spitale militare din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara, se desfășoară un maraton al vaccinării pe o perioadă de 24 de ore din 24, în care orice persoană care dorește să se vaccineze se prezintă direct la centru de vaccinare cu cartea de identitate sau cu un document de identitate valabil pentru a se vaccina. Persoanele care se vaccinează în cadrul maratonului vor fi programate și pentru efectuarea dozei de rapel. Aceasta a fost prima oră de Focus la prima oră. Ne revedem în câteva minute la OFIX. Rămâneți cu noi! Ceas, pentru că îmi dau de seama ce? Că acum fiica mea are un zâmbet foarte amplu pe față. Tocmai s-a sunat de intrare. Este și începe super, ora, nu? Super fericită, da. Mulți cai astăzi. E ora 8, am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții.
Premierul Câțu spune că o decizie privind renunțarea la masca de protecție în aer liber ar putea fi luată în jurul datei de 1 august. Condiția este ca până atunci să se vaccineze în jur de 10 milioane de români, adică 60% din populația adultă. După o lungă așteptare, de astăzi elevii și preșcolarii se întorc la cursuri. Cei din clasa 8-a și a 12-a mai au însă de așteptat. Ei revin la școală luna viitoare, pe 10 mai. Situație alarmantă în spitalele din România. 300 de unități medicale nu au autorizație pentru securitatea la incendiu. O bună parte dintre ele își desfășoară activitatea doar cu o simplă autorizație de funcționare. Și caz șocant, într-un parc din Brașov, o tânără a fost bătută de două adolescente în timp ce prietenii acestora râdeau și aplaudau. Imaginile au ajuns și la polițiști, care acum le caută pe agresoare. Puterea rețelelor sociale a fost dovedită de multe ori. Și tot de multe ori s-a dovedit cât de mult rău se poate face cu o postare sau ce exemple nefericite pot fi găsite printre utilizatori. În cele ce urmează veți vedea un astfel de exemplu care, din păcate, e urmat și apreciat de mulți. Nu credeți că-s boschetar? Să nu credeți că... Înțelegeți? Ia uitați care e tata mână pentru dușmani. Înțelegi? Pentru dușmani. Că... Asta să mă spui șmecher, nu? Ha? Nu? Păi credeți că ăsta e fals, nu? E fals, ha? Bărbatul din imagini, pe care tocmai l-ați urmărit, e din Bistrița și e mândru că deține o armă. Ba, chiar o folosește pentru a-și demonstra puterea și poziția de forță. Poliția s-a autosesizat și încearcă acum să-l găsească atât pe acesta, cât și pe cel care a filmat toată această scenă. Anul trecut, din cauza pandemiei, cuplurile nu au putut să-și lege destinele în fața celor dragi conform tradiției. Când se va relua sezonul nunților, așa cum le știam, aflăm în câteva minute la Focus la prima oră. E greu de înțeles de ce suferința unora este amuzamentul altora. E greu de înțeles cum un grup de tineri pot asista, se pot amuza și nu intervin. Chiar filmează în timp ce văd cum o fată este bătută cu sălbăticie de două adolescente. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Imaginea pe care tocmai le-am văzut, se vede cum tânăra este obligată să sărute pantofii uneia dintre fete, apoi este lovită cu bestialitate. Pentru a se apăra, adolescenta și-a pus mâinile deasupra capului. Nimeni nu a intervenit pentru a o salva. Șocant este cum se amuză prietenii celor două agresoare, care, după cum ați văzut, au aplaudat și au filmat toată scena. Polițiștii au văzut imaginile și au întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe, iar acum sunt în căutarea adolescentelor bătăușe. Cu cât se face mai cald, cu atât pare mai greu de suportat să purtăm masca de protecție în aer liber. Deci, când vom scăpa de ea? Ar fi interesant dacă vom merge la plajă cu masca pe față, nu? Și la întrebările acestea, doar premierul Florin Câțu poate răspunde. De fapt, a răspuns, a reamintit că perspectiva e destul de îndepărtată și că totul depinde până la urmă de procesul de vaccinare și de numărul românilor care se vor imuniza. Categoric. Colega noastră, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și ne poate spune când estimează șeful executivului că putem renunța la masca de protecție. Premierul României, Florin Câțu, spune că șansele ca până pe data de 1 iunie să se imunizeze peste 5 milioane de români sunt mari. Dacă acest lucru se va întâmpla, restricțiile se vor relaxa considerabil. Oamenii vor putea să meargă, de exemplu, pe plajă fără masca de protecție. Cei care vor opta pentru o drumeție sau pentru pur și simplu o plimbare în aer liber vor avea voie și ei să renunțe la masca de protecție. Începând cu data de 1 august, atunci șansele sunt mari ca oamenii care vor merge în parc să nu mai poarte masca de protecție. Până atunci ar trebui să se imunizeze 60% din populația României, asta înseamnă în jur de 10 milioane de români. Acest lucru este realizabil, spune Florin Câțu, pentru că avem toate dozele necesare de vaccin. Avem și centre disponibile, iar oamenii care nu se pot programa pot opta pentru centrele de trip drive-thru, acolo unde se pot imuniza oricând de luni până duminică. Dacă procentul propus de imunizare va fi atins, atunci restaurantele vor putea să funcționeze în interior la o capacitate de 100% pentru clienții care, bineînțeles, se vor vaccina pentru COVID-19. Gata! A început școala. Mă rog, nu pentru toți, dar a început. Elevii se întorc din nou la cursuri, însă doar dacă se vor respecta măsurile sanitare. Iar din toamnă, cursurile ar putea să se desfășoare ca înainte de pandemie, având în vedere că autoritățile își propun să vaccineze și copiii cu vârste între 12 și 15 ani.
Fiecare școală va avea necesarul de dezinfectanți, dar și suficiente măști pentru elevi, spun autoritățile. La nivelul fiecărei școli se stabilește necesarul de dezinfectare, materiale dezinfectate și echipamente de protecție, adică măștile necesare, și la fiecare școală este acest stoc. Există la nivelul unităților de învățământ teste care pot fi folosite de către personalul medical și se vor aplica prevederile acestor ordine. De asemenea, noul an școlar va putea începe în condiții mai mari de siguranță din toamnă. Copiii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați în această vară, spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID. În ceea ce privește modalitatea de vaccinare, cu siguranță se va folosi infrastructura actuală. Singura mențiune este legată de prezentarea minorului împreună cu un adult care îl reprezintă din punct de vedere legal. Serul folosit pentru minor va fi cel de la Pfizer, iar procedura de vaccinare rămâne aceeași. La București, oraș aflat încă în scenariu galben, elevii încep școala în condiții total diferite față de data de 2 aprilie, când capitala era în scenariu roșu. Colega noastră, Cătălina Iordache, are mai multe detalii. Bună dimineața, Cătălina! Bună dimineața! Care sunt noile condiții? Bună dimineața, Irina, Daniel, bun găsit tuturor! După o lună de zile de vacanță de Paște, iată că cei mici de la grădiniță, elevii din clasele primare și elevii din școlile speciale se întorc cu toții fizic de astăzi la școală. Iar de luni, 10 mai, se vor întoarce în bănci peste tot și elevii din clasele terminale, excepție făcând localitățile carantinate. Vorbim așadar doar despre două scenarii care sunt legate de incidența de infectare de un caz la 1000 de locuitori. Scenariul 1, pentru localitățile unde incidența este mai mică sau egală cu un caz la 1000 de locuitori, și scenariul 2, valabil și pentru capitală, și pentru localitățile unde incidența depășește un caz la 1000 de locuitori. Așadar, ore online vor face doar elevii din localitățile din scenariul 2. Însă și aici, copiii de grădiniță, elevii de clasele primare și cei din clasele terminale vor merge fizic la școală. Odată reîntorși în bănci, elevii trebuie să respecte în continuare regulile de protecție sanitară, trebuie să poarte mască de protecție tot timpul, să păstreze distanța și să nu facă schimb de obiecte personale. Momentan atât de aici. La revedere! Mulțumim frumos, Cătălina! Mergem acum la Cluj, acolo unde se află colega noastră, Andreea Stan. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața, Andreea! Câți elevi încep acolo școala astăzi? Bine v-am găsit! În județul Cluj, elevii din 51 de școli încep cursurile în scenariul verde. Toți elevii, indiferent de clasă, care urmează cursuri la școlile respective, se reîntorc astăzi în bănci. De asemenea, în județ sunt și 389 de unități de învățământ în scenariul galben, ceea ce înseamnă că nu toți elevii vor participa fizic la cursuri. Mai precis, vorbim de școlile din localitățile care depășesc rata de infectare de un caz la 1000 de locuitori. Preșcolarii și elevii din învățământul primar se reîntâlnesc astăzi în școli, în timp ce clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a își vor desfășura activitatea online. Cei din clasele terminale se vor bucura de încă o săptămână de vacanță, dar începând de luni, 10 mai, cursurile pentru aceștia se vor desfășura cu prezență fizică. În contextul începerii școlilor, circulația autobuzelor școlare din municipiul Cluj-Napoca va fi reluată odată cu revenirea elevilor în bănci. Cum a fost în vacanța prelungită? Foarte bine. Foarte bine? Bine, acum așteptăm, așa? Da. Aștept să înceapă școala? Da. Pe ce clasă ești? Clasa 1. Clasa 1? 0. Da. 0. Ce părere aveți de măsurile care s-au luat? Faptul că încep școlile în scenariu diferite? Eu zic că destul de bune. Acum vedeți și dumneavoastră că deja au început să scadă cazurile, așa că sperăm la mai bine. Pentru ei. Cum a fost vacanța prelungită? Mai greu. De ce? Eram pregătiți pentru vacanța programul celălalt. Deci cu o săptămână și acum o lună fiind a fost puțin mai dificil. Programul la muncă cu schimbările. Dar ne-am descurcat. Cum a fost în vacanță? Bine. Ai așteptat să înceapă școala? Da. Da?
Ce părere aveți de măsurile acestea de a reîncepe școala în scenarii diferite? Sunt ok, atât cât trebuie să ne descurcăm, ne programăm programul după ei, n-avem ce face. Noi mergem acum la Iași, unde colega noastră, Daria Diaconiuc, ne spune cum a decurs prima zi înapoi la școală în capitala Moldovei. Daria, te ascultăm. Bun găsit! Elevii se vor reîntoarce la școală, mai este foarte, foarte puțin timp, iar noi ne aflăm la unul dintre colegiile de top din Iași, Colegiul Național Emil Racoviță, și alături de mine o am pe doamna director Mihaela Godcu. Bine v-am găsit, doamna director! Pregătiți pentru noul an, aș putea spune, pentru noua perioadă, câți elevi și ce măsuri ați luat? Bună dimineața, bine ați venit. Sigur că da, ne pregătim pentru reluarea cursurilor. La acest moment, pentru că funcționăm în perioada 5-7 mai, după scenariul galben, în mediul online pentru elevii din clasele a 5-a, 7-a, 9-a până la 11-a, și sperăm că începând cu data de 10 mai, pentru că la nivelul municipiului Iași rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este în scădere, să revină elevii claselor a 8-a și a 12-a. Îi așteptăm cu drag, ne-am pregătit, clasele sunt dezinfectate, spațiile de asemenea, toate spațiile școlare și, bineînțeles, aceleași măsuri igienico-sanitare cu care ne-am obișnuit deja și pe care elevii noștri le respectă. Scenarii schimbate au tot fost. Cum s-a adaptat colegiul? Cum ați reușit să vă adaptați? Așa cum o facem dintotdeauna, în momentul în care apare o schimbare, încercăm să fim flexibili și să ne aliniem tuturor cerințelor, pentru că este o perioadă dificilă și trebuie să facem față cu brio. Nu intenționăm să oferim speranțe false, dar de luna viitoare am putea să revenim la anunțile clasice, în care distanțarea socială va fi doar o tristă amintire. Trebuie să mergi la o nuntă. Speranța autorităților este că până la 1 iunie, cel puțin 5 milioane de români să se fi vaccinat deja, iar asta va exclude lista de invitați sau un număr limită. Evident că vor fi totuși condiții de respectat. De exemplu, invitații vor fi nevoiți să fie vaccinați, să aibă un test PCR negativ, ori să dovedească tot printr-un test că au trecut prin boală. Iar vestea bună a pus pe jar firmele care se ocupă cu organizarea unor astfel de evenimente, precum și pe cele peste 250.000 de cupluri care vor să se căsătorească în acest an. Cuplurile care vor să-și unească destinele în acest an trebuie să înceapă cât mai repede să-și organizeze evenimentul care le va schimba viața. Începând cu data de 1 iunie, autoritățile spun că nu vor mai exista limite când vine vorba de numărul de invitați. Ne venim la evenimente private, dar doar cu persoane vaccinate. Încă nu avem o formulă, dar lucruri pe care le avem pe masă, scenarii pe care le vor pune pe masă Comitetul Interministerial, și apoi le vom dezbate cu operatorii economici, cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne. Invitații trebuie să respecte una dintre cele trei condiții pe care le vor impune autoritățile: fie să fie vaccinați, fie să aibă un rezultat negativ la testul pentru COVID-19, sau să prezinte un alt test care să dovedească faptul că au trecut de curând prin boală. Mirii sunt foarte deschiși să fie doar una dintre cele trei categorii, pentru că în felul acesta au siguranța că cei care participă la nunta lor sunt numărul pe care și l-au dorit, sunt un număr mare, pentru că altfel, dacă nu ar fi aceste reguli, își dau seama că nici invitații nu vor veni așa cum își doresc ei. Dacă au, să zicem, 150 de invitați la nuntă, chiar vor să aibă 150 de invitați la nuntă și în aceste condiții invitații vor veni la nuntă. Numărul celor care vor să se căsătorească este mult mai mare în acest an, pentru că evenimentele din 2020 s-au amânat pentru 2021. Sunt peste 250.000 de cupluri care așteaptă să-și facă nunta anul acesta și au nevoie de predictibilitate. Am reușit să organizăm 7 nunți din 110 programate pentru tot sezonul 2020. Așa că vă imaginați că 110 min 7 nunți înseamnă 103 nunți ce s-au mutat toate în 2021. Până la data de 1 iunie mai este foarte puțin timp, iar tinerilor dornici de măritișle este greu să mai găsească o zi liberă la restaurantele pe care le preferă. Foarte multe locații, să știți că s-au închis cu totul. Asta înseamnă nunți care au rămas pe lângă și clar acești tineri se vor îndrepta către locațiile care au reușit să supraviețuiască.
crească în această perioadă. Tocmai de aceea avem nunți programate nu doar sâmbătă, cum se întâmpla de regulă, și poate chiar duminica. Avem multe nunți programate și vineri și este posibil să ne gândim și la alte zile ale săptămânii. Autoritățile au decis să reia evenimentele pentru că până în luna iunie speră ca cel puțin 5 milioane de români să se imunizeze. Și tot aceste autorități încearcă să găsească și modalități de a crește numărul celor vaccinați. Există deja acele centre drive-thru, maratoanele de vaccinare, a început și vaccinarea la medicii de familie, iar acum se dorește... ca cei care au vârstă de peste 60 de ani să se vaccineze fără programare. De asemenea, se mai pregătesc mai multe campanii care să-i convingă pe români să meargă la vaccin. Colega noastră, Andreea Neac, și-a urmărit acest subiect și ne spune ce alte schimbări se mai pregătesc din partea autorităților pentru a crește gradul de imunizare. Autoritățile și-au propus să avem de pe 7 mai, adică de vineri, vaccinare fără programare, mai exact să se schimbe modalitatea de prezentare în centrele de vaccinare. Adică cei care au peste 60 de ani să poată veni la orice oră, între ora 8 dimineața și ora 8 seara, să se vaccineze fără programare, iar cei care sunt în alte categorii de vârstă, de la ora 14 până la ora 20, la fel, fără programare. Bineînțeles că cei care au deja o programare făcută în platforma de vaccinare vor avea prioritate, iar pentru cei alții vor emite bonuri de ordine. Mai spunea Valeriu Gheorghiță că au acum și o perspectivă clară în ceea ce privește vaccinarea adolescenților care au între 12 și 15 ani, pentru că se așteaptă aprobarea de la Agenția Europeană a Medicamentului pentru ca vaccinul Pfizer să fie administrat celor care au între 12 și 15 ani. Mai spunea coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, că în acest moment cea mai mare rată de vaccinare de la nivel național este în București, de peste 30%. Este prima doză, da? Ați ales să vă vaccinați cu Pfizer, prima doză, da? Peste 100 de persoane s-au vaccinat în doar câteva ore, fără programare, la maratonul vaccinării de la Spitalul Militar Dr. Carol Davila din București. 15 minute în vaccinare, da? Da. Haideți să vă luăm povestirul de aici. A fost repede, a fost mai dura o lună dacă trebuia să mă programez. Mă gândeam de 5 ori. Așa, dacă a fost rapid... La Spitalul Militar din Capitală continuă să vină și cei care aveau programare pentru vaccin. Aceștia au intrări separate față de cei fără programare. Deci nu ne-am oprit nicio clipă ca Spital Regional de Urgență, vin în continuare urgențe, avem pacienți în programele naționale, dar ne face plăcere și vă invităm să veniți la vaccinare, pentru că este singura modalitate prin care putem să scăpăm de pandemie, prin care putem să ne reluăm viața noastră de dinainte. La Iași, maratonul vaccinării împotriva COVID-19 are loc la Spitalul Clinic Militar de Urgență și durează până pe 11 mai la ora 24. Și aici imunizarea populației se poate realiza fără programare în platformă, în baza cărții de identitate sau a pașaportului, iar vaccinul este Pfizer-BioNTech. Distanțați fizic și cu masca de protecție, ieșenii au profitat de ocazia oferită. Toată lumea să facem treaba asta, să scăpăm din pandemia asta. Să ieșim și noi liberi, să ne plimbăm, suntem la pensii, oamenii se duc la treabă, să meargă industria. Ok, a fost chiar foarte bine, nu mă așteptam să fie așa de simplu. Tot până pe 11 mai, la ora 24, ține și maratonul vaccinării de la Spitalul Militar din Craiova, unde azi s-au prezentat pentru imunizare peste 100 de persoane. Serul este același ca la Iași, Pfizer-BioNTech. Am vrut să intrăm în rândul lumii, să scăpăm mai repede de microbul ăsta. La Cluj-Napoca, oamenii se pot vaccina non-stop la Spitalul Militar timp de o săptămână. De ce este efortul ăsta? Pentru că vaccinarea populației este esențială pentru a termina odată cu pandemia. Persoanele care sunt vaccinate, din fericire, fac forme care nu sunt grave, le fac rar. Persoanele care sunt nevaccinate, din păcate, fac forme serioase. Pe de altă parte, la Timișoara continuă proiectul pilot al vaccinării la cabinetele medicilor de familie. În decurs de 3 săptămâni, aproape 600 de oameni au fost imunizați. A fost, de fapt, un succes. Au intrat cei 50 de voluntari, medici de familie, care și-au făcut activitatea, au reușit să vaccineze, câteva sute de persoane au fost vaccinate ca printre medicilor de familie și ca atare acest proiect s-a extrapolat la nivel național. Centrele de vaccinare ale MEAPN vor fi deschise non-stop.
În perioada 4-11 mai, în cele 7 spitale militare din București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara, se desfășoară un maraton al vaccinării pe o perioadă de 24 de ore din 24, în care orice persoană care dorește să se vaccineze se prezintă direct la centru de vaccinare cu cartea de identitate sau cu un document de identitate valabil pentru a se vaccina. Persoanele care se vaccinează în cadrul maratonului vor fi programate și pentru efectuarea dozei de rapel. După ce comuna Ciugud a devenit faimoasă pentru modul în care a abordat școala în pandemie, și acesta este cel mai recent exemplu dintr-o listă foarte lungă, acum autoritățile locale vor începe campania vaccinare la poarta ta, prin care localnicii se pot imuniza fie la poartă, fie într-unul dintre centrele mobile amplasate în apropierea casei lor. Și asta pentru că inedita campanie, care se va desfășura în perioada 14-16 mai, presupune și amplasarea mai multor centre de vaccinare mobile în diverse locuri ale comunei. Cei care aleg imunizarea acasă trebuie doar să se programeze online, telefonic sau prin SMS, iar echipele medicale le vor bate la poartă. Ei bine, stăm de vorbă cu primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața, domnule primar! Să rămână, bună dimineața! Dincolo de lucrurile pe care deja le-am menționat vis-a-vis de modul la care se programează sau se poate programa un locuitor al comunei, cum se desfășoară această campanie? Păi, practic, începând de ieri până pe 12 mai, am pus la dispoziție cetățenilor mai multe instrumente prin care se pot programa. Am chemat alături de noi toată echipa primăriei, medicii de familie, eu știu, voluntarii, tinerii, consilierii locali, pentru a mobiliza cât mai mulți cetățeni să se înscrie, pentru a-i conștientiza de importanța vaccinării în masă, pentru a înțelege că prin vaccinare avem grijă de noi, de sănătatea noastră, de sănătatea celor dragi, dar totodată intrăm într-o viață normală a comunității cât mai repede. Având în vedere că în ultima perioadă sau de la apariția pandemiei, Ciugudu a fost tot în cod roșu, sigur datorită apropierii de municipiul Alba, datorită faptului că avem o populație activă, foarte activă și care se testează destul de mult, ne dorim să intrăm odată în normalitate. Și asta se poate doar prin vaccinare. Iar noi am plecat de la ideea că nu este doar atributul autorităților centrale și județene această campanie de vaccinare și de conștientizare, este atributul tuturor, este atributul și a noastră autorităților locale, în primul rând de a-i conștientiza pe oameni, de a-i învăța să-și ia informația despre vaccin și ce înseamnă vaccinarea în masă din surse reale, din surse, eu știu, cât mai profesionale, în așa fel încât să evităm fake news-urile. Domnule primar, sunt curioasă, vorbeați despre informații despre vaccin. Ce fel de vaccin se folosește acolo în campania asta prin care, practic, vaccinarea se face la poartă? Prin parteneriatul nostru cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Alba, punem la dispoziție vaccinuri serul Pfizer și Moderna. Cum au primit oamenii această inițiativă pe care dumneavoastră ați inițiat-o și cam câți oameni sunt vizați de această campanie? Mi-e greu să vă spun câți oameni sunt vizați de această campanie în acest moment, dar vestea că vom face vaccinarea la poarta ta este foarte bine primită. Ne așteptăm să vină un număr cât mai mare de cetățeni. Practic, vaccinarea nu va fi chiar la poarta fiecărui cetățean, pentru că ne dorim să fim cât mai eficienți. Știți că după fiecare vaccin, medicul trebuie să aștepte 15 minute să vedem dacă nu apar reacțiile adverse și atunci, pentru a crește eficiența, o să-i organizăm pe vecinătăți. Și atunci, la un vecin acasă, ne strângem 10-15 persoane în curte, reînființăm șezătoarea, cumva redeschidem apetitul pentru socializare. Șezătoare cu distanțare, domnule primar? Pentru a intra într-o viață normală a comunității. Șezătoare cu distanțare?
Păi, deocamdată cu distanțare. După aceea o să aducem și cetera și o să dăm drumul și jocului după ce suntem vaccinați. După ce vor fi cu toții vaccinați, așa e? Da. Mă gândesc că vreți să ieșiți cu comuna cât mai repede la liman și atunci am să vă întreb ce alte măsuri excepționale ați mai luat acolo în Ciugud? Și până când durează această campanie, evident. Păi, a spus dumneavoastră, prima dată, deși școala noastră n-a fost pregătită pentru pandemie, ne-a picat ca o mănușă investițiile pe care le-am făcut în școală. Apoi, tot ceea ce a însemnat, eu știu, platforma online pusă la dispoziție de primărie pentru cetățeni, cele patru modalități de plată de la distanță ale cetățenilor pentru datoriile publice, obținerea aproape a tuturor actelor de care oamenii au nevoie de la primărie în format electronic și de la distanță, în așa fel încât cumva cetățeanul să nu fie nevoit să se deplaseze, să intre în autobuz, să intre în aglomerație și cumva să-i creștem confortul și siguranța lui. Vă mulțumim tare mult! Vă mulțumim tare mult! Urmează doar să ne mai mutăm în Ciugud noi doi, facem de acolo focul la prima oră. N-ar fi rău, să știi, deloc. Nici pentru mine n-ar fi rău. Pe de altă parte, Axel Witzel e cel mai fericit tătic. Soția sa, româncă, Rafaela, i-a dăruit cel de-al treilea copil. Jucătorul lui Dortmund a anunțat evenimentul pe Instagram. Bun venit pe lume, micuței noastre prințese, a scris Witzel. El și Rafaela, Rafaela fiind născută în Brașov, sunt împreună de peste 10 ani și mai au încă două fete. În 2018, Witzel a renunțat la salariul de 18 milioane de euro pe an, pe care l-avea în China, pentru a reveni în Europa. Una dintre fiice suferă de o boală intestinală. Fotbalistul joacă de aproape 3 ani la Borussia Dortmund. Alte informații și la sport în cele ce urmează. Se zbârlește pur așa când văd nebunile alea pe care le făcea micuțul respectiv. Nu de la frig mi se zbârlește, Georgia, s-a liniștit, am văzut, vremea e bună. Nu, frumos. Nu. În capitală astăzi 22 de grade maxima, în țară cam de 25 de grade în vestul Olteniei cel mai mult. O să fie frumos, o să plouă ușor, ușor, dar trecător, nu băgăm în seamă, mâine scăpăm de ploi, vineri se mai întorc, dar spre seară, frumos, iar vineri va fi cel mai frumos, 28 de grade, adică ne dai facem multe plajă. Da, dincolo da, de cele pe care plajă, deja da, ni le-ai oferit. Da, vă dau chiar acum. Astăzi vremea, deși apropiată de normalul perioadei, devine ușor instabilă, cerul se va nora temporar după amiaza și vor fi averse însoțite de descărcări electrice, iar în zona de munte și local în restul țării, vântul va avea unele intensificări. Izolat, se pot strânge 10-15 litri de apă pe metru pătrat. La Constanța vor fi în jur de 14-16 grade și, ceva mai mult, 25 de grade în vestul Olteniei. Mâine vom avea o vreme normală perioadei în toată țara, cu maxime cuprinse, iată, între 14 și 26 de grade. Cerul va avea unele norări la munte și la deal, iar în regiunile sud-estice, pe arii restrânse, vor fi averse cu descărcări electrice. Și în capitală, vremea va fi instabilă astăzi, după amiază se norează și vor fi averse posibil însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă o să ajungă până la 22 de grade. Mâine sunt șanse mici să mai plouă, scăpăm de ele, scăpăm de ploi, vremea redevine frumoasă și temperatura mai crește cu 3 grade față de ziua de astăzi, iată, vom avea 25 de grade, iar vineri se încălzește destul de mult, dar este posibil să apară iar averse, însă abia spre seară, maxima zilei va fi de 26-28 de grade, iar minima undeva în jurul la 11 până la 13 grade. Minunat, oprim centrala. Minunat. Știi că eu eram tu încă mare cam centrală, da. Caloriferele cred că s-au oprit deja căldura din ele. Continuăm. Frica femeilor de a se vaccina anticovid în timpul sarcinii a fost alimentată de tot felul de teorii expuse pe rețelele sociale. Ce spun însă doctorii, aflăm după publicitate la Focus la prima oră. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expres a zilei.
O creștere semnificativă a creditării pentru firme din ultimii 10 ani. Creditarea companiilor a fost puternic subvenționată în ultimul an prin programul IMM Invest. Băncile au beneficiat de garanții de stat de până la 90% din valoarea împrumuturilor, în timp ce firmele au avut dobânda plătită timp de 8 luni. Statul Maryland oferă $100 fiecărui angajat din sectorul public care se vaccinează. Pentru a primi plata, angajații trebuie să arate dovada vaccinării lor Departamentului de Resurse Umane și să fie de acord cu primirea rapelului la cel mult 18 luni de la prima doză administrată. Ieri a fost cel mai curat aer înregistrat pe suprafața Bucureștiului. Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu. E prima oară de când urmăresc senzorii și văd un aer atât de curat, măsurat pe airlife.ro. Probabil e cel mai curat aer înregistrat pe toată suprafața Bucureștiului în ultimii ani. Israel a înregistrat doar 13 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Pe măsură ce Israelul își continuă campania de vaccinare, sâmbătă au fost diagnosticate doar 13 noi cazuri de coronavirus, cea mai mică rată din ultimele 14 luni, potrivit datelor Ministerului Sănătății publicate duminică. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale orei. Premierul Câțu spune că o decizie privind renunțarea la masca de protecție în aer liber ar putea fi luată în jurul datei de 1 august. Condiția este ca până atunci să se vaccineze în jur de 10 milioane de români, adică 60% din populația adultă. După o lungă așteptare de astăzi, elevii și preșcolarii se întorc la cursuri. Cei din clasa 8-a și a 12-a mai au de așteptat, ei revin la școală luna viitoare, pe 10 mai. Situația alarmantă în spitalele din România, 300 de unități medicale nu au autorizație pentru securitatea la incendiu. O bună parte dintre ele își desfășoară activitatea doar cu o simplă autorizație de funcționare. Și caz șocant, într-un parc din Brașov, o tânără a fost bătută de două adolescente în timp ce prietenii acestora râdeau și aplaudau. Imaginile au ajuns și la polițiști, care acum le caută pe agresoare. Cancerul de col uterin face anual mii de victime. Această boală poate fi detectată timpuriu printr-un simplu test. Urmează Sănătate cu stil, rubrica prezentată și realizată de colega noastră Luciana Intre. Până dimineața, deși face anual cele mai multe victime, cancerul de col uterin poate fi depistat precoce și chiar prevenit în totalitate. Condiția este ca femeile să accepte vaccinarea și să-și facă periodic testul Babeș-Papanicolau. Acesta durează numai 15 minute, dar indică prezența celulelor anormale încă dinainte de a se transforma în cancer și ne poate salva viața. Principala cauză a cancerului de col uterin este infecția cu virusul papiloma uman, HPV. Atunci când infecția se suprapune cu un sistem imunitar slăbit, poate conduce la apariția cancerului de col uterin. Infecția HPV este foarte frecventă și mai ales în rândul femeilor tinere. Majoritatea femeilor se vor vindeca de această infecție și practic vor epura virusul. Problema se pune la pacientele la care această infecție devine cronică, iar infecția cronică cu virusul HPV poate determina apariția leziunilor precursoare ale cancerului de col uterin și, într-un final, cancer de col uterin. Detecția virusurilor se poate face printr-un test de screening Babeș-Papanicolau. Acesta depistează modificările celulelor cervicale cauzate de HPV la persoanele sănătoase care nu prezintă încă simptome. Testul Babeș-Papanicolau este un test de referință și reprezintă metoda ideală de screening. De fapt, testul Babeș-Papanicolau reprezintă o evaluare citologică. Practic, acesta se realizează într-o consultație ginecologică de rutină prin introducerea unui specul în vagin și vizualizarea colului uterin. După vizualizarea colului uterin, se introduce o periuță cu care, prin periajul colului uterin, recoltăm celule exfoliate de la nivelul regiunii cervicale. Screeningul este recomandat periodic după ce femeile și-au început viața sexuală. Există două tipuri de screening în cancerul de col uterin. Screeningul prin citologia, examen Babeș-Papanicolau, test care se realizează odată la 3 ani în cazul în care două examinări succesive au fost negative, sau screeningul combinat atunci când testului Babeș-Papanicolau îi se alătură și genotiparea HPV. Deci, practic, dacă o pacientă are test Babeș-Papanicolau negativ
și virusurile HPV nu sunt detectate la nivelul colului uterin, screeningul sau intervalul de screening va fi de 5 ani. O altă metodă bună de prevenție și chiar de eradicare a infecției cu papilomavirus, care duce în aproape 80% dintre cazuri la cancer de col uterin, este vaccinarea. Dacă ești însărcinată, te poți vaccina sau este contraindicat? Teorii pro și contra au umplut internetul. În acest moment nu există date certe sau studii aprofundate care să arate că vaccinarea ar putea afecta negativ sarcina. Din contră, în Israel, o bună parte dintre femeile care s-au vaccinat în timpul sarcinii le-au transmis anticorpii și nou-născuților. Ioana este mama unui băiețel de 1 an și 8 luni, Tudor, și își mai dorește încă un copil cât mai curând. În urmă cu 4 luni, tânăra s-a vaccinat anticovid. Mama soacră este medic pediatru și am primit recomandarea și de la dânsa pentru a-l proteja și pe cel mare și pentru a-l proteja pe viitorul copil. Totuși, Ioana și-a pus întrebarea dacă e bine să încerce să rămână gravidă la o perioadă scurtă după imunizare. Inițial am crezut că ar fi o problemă și că ar trebui să așteptăm câteva luni pentru siguranță, dar din ce m-am mai documentat și am discutat cu medicul, ar fi ok și după 4-5 luni de la dozele de vaccin. Există și medici ginecologi care spun că femeile vaccinate pot rămâne oricând însărcinate fără să fie vreun pericol pentru făt. Nu scrie nicăieri că din momentul când o femeie, orice femeie face vaccinul, n-are voie următoarele 6 luni să rămână însărcinată. La pacientele mele, indiferent dacă care vor să rămână însărcinate sau vor să facă fertilizare in vitro sau chiar că sunt gravide, eu le sugerez să se vaccineze. De altfel, nu există până acum date care să sugereze că imunizarea ar trebui să conducă la o amânare a sarcinii. În plus, dacă ați făcut prima doză, iar ulterior descoperiți că sunteți gravidă, specialiștii vă recomandă să mergeți înainte cu rapelul. However, several women did become pregnant after receiving the vaccine, so we've been following those patients and those women so far have had no complications during those pregnancies and we will continue to follow them once they deliver. Centrul pentru controlul bolilor din Statele Unite a realizat recent un studiu pe 35.000 de gravide care au fost vaccinate cu Moderna sau Pfizer. Concluzia, efectele adverse nu au existat sau au fost ușoare. Rata pierderilor de sarcină și rata nașterilor premature sunt comparabile cu cele înregistrate înainte de pandemie. Medicii din Israel le-au luat-o înainte americanilor și au analizat impactul vaccinului asupra bebelușilor născuți din mame imunizate cu Pfizer. Cercetătorii au colectat sânge din cordonul ombilical a 40 de nou-născuți și au descoperit că toți au dezvoltat anticorpi. Protecția pe care o avem de la vaccin este mult mai mare decât orice o stare minimă care poate să ne provoace vaccinul respectiv. Și este bine să fim liniștiți și să nu avem tot timpul grijă și stresul că poate mă contaminez sau poate iau virusul respectiv. Femeile însărcinate care se infectează cu noul coronavirus sunt la risc să ajungă la terapie intensivă. Vaccinarea în timpul sarcinii rămâne însă o decizie personală care trebuie luată împreună cu medicul. E bine, aceasta a fost a doua oră de Focus la prima oră. Noi ne revedem la 9 fix. Vă reamintim că ne puteți găsi pe Facebook și pe Instagram, Focus la prima oră. Ne puteți găsi și pe WhatsApp sau Telegram la numărul de telefon 0720-111-199. Și nu uitați nici de site-ul nostru, focusprimatv.ro. Rămâneți alături de noi! Mă uit și nu mai e foarte mult până în 3 august, când dacă avem noroc și suntem 10 milioane, renunțăm la mască în aer liber. Asta în condițiile în care de pe 1 iulie, teoretic, începem deja să ne relaxăm conform premierului, așa, nu? Așa e. Domnilor și domnilor, am revenit. Bună dimineața, ora 9. Iată care sunt cele mai importante știri ale dimineții. După o lungă așteptare de astăzi, elevii și preșcolarii se întorc la cursuri. Cei din clasa 8-a și a 12-a mai au de așteptat. Ei revin la școală luna viitoare, pe 10 mai. Premierul Câțu spune că o decizie privind renunțarea la masca de protecție în aer liber ar putea fi luată în jurul datei de 1 august. Condiția este ca până atunci să se vaccineze în jur de 10 milioane de români, adică 60% din populația adultă. Caz șocant într-un parc din Brașov, o tânără a fost bătută de 2 adolescente în timp ce prietenii acestora râdeau și aplaudau. Imagini au ajuns și la polițiști care acum le caută pe agresoare. Și situația alarmantă în spitalele din România, 300 de unități medicale nu au autorizație pentru securitatea la incendiu. O bună parte dintre ele își desfășoară activitatea doar cu o simplă autorizație de funcționare.
Puterea rețelelor sociale a fost dovedită de foarte multe ori. Așa e. Și tot de multe ori s-a dovedit cât de mult rău se poate face cu o postare. Sau ce exemple nefericite pot fi găsite printre utilizatori. Evident că în cele ce urmează veți vedea un astfel de exemplu, care, din păcate, e urmat și apreciat de mulți. Să nu credeți că-s boschetar, să nu credeți că... Înțelegeți? Ia uitați și care e tata mână pentru dușmani. Înțelegi? Pentru dușmani. Că asta s-a mă spus șmecher, nu? Ha? Nu credeți că ăsta e fals, nu? E fals, ha? Bărbatul din imagini pe care tocmai l-ați urmărit e din Bistrița și e mândru că deține o armă. Ba chiar ați văzut, o folosește pentru a-și demonstra puterea și poziția de forță. Poliția s-a autosesizat și încearcă acum să-l găsească atât pe acesta, cât și pe cel care a filmat toată această scenă. Noi reguli pentru cei care dețin mașini care nu mai pot circula pe stradă. Ce decizie a luat Curtea Europeană de Justiție privind autoturismele care nu respectă standardele europene de poluare, aflăm în câteva minute la Focus la Prima Oră. E greu de înțeles de ce suferința unora este amuzamentul altora. E greu de înțeles cum un grup de tineri pot asista, se pot amuza și nu intervin, chiar filmează, veți vedea și dumneavoastră, în timp ce o fată e bătută cu sălbăticie de două adolescente. Vă avertizăm așadar că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Tocmai ați văzut cum tânăra e obligată să sărute pantofii uneia dintre fete. Tocmai ați văzut cum este lovită cu bestialitate. Pentru a se apăra, adolescenta și-a pus mâinile deasupra capului și nimeni nu a intervenit pentru a o salva. Șocant este cum se amuză prietenii celor două agresoare, care, după cum ați văzut, au și aplaudat, iar scena este filmată chiar de ei. Polițiștii au văzut imaginile și au întocmit un dosar penal pentru lovire și alte violențe, iar acum sunt în căutarea adolescentelor bătăușe. Cu cât se face mai cald, cu atât e mai greu, nici măcar nu mai pare, să suportăm. E greu de suportat masca de protecție în aer liber. Deci, cumva, întrebarea ar fi când reușim să scăpăm de ea? Dacă scăpăm, nu? Ar fi interesant dacă vom merge la plajă cu masca pe față. Și la întrebările acestea, doar premierul Florin Câțu poate răspunde. De fapt, el a răspuns, mă rog, a și reamintit printre altele, că perspectiva e destul de îndepărtată și că totul, până la urmă, depinde de procesul de imunizare, de numărul românilor care se vor imuniza. Da. Colega noastră, Carmen Gheorghe, a urmărit subiectul și ne poate spune când estimează șeful executivului că putem renunța la masca de protecție. Premierul României, Florin Câțu, spune că șansele ca până pe data de 1 iunie să se imunizeze peste 5 milioane de români sunt mari. Dacă acest lucru se va întâmpla, restricțiile se vor relaxa considerabil. Oamenii vor putea să meargă, de exemplu, pe plajă fără masca de protecție. Cei care vor opta pentru o drumeție sau pentru pur și simplu o plimbare în aer liber vor avea voie și ei să renunțe la masca de protecție. Începând cu data de 1 august, atunci șansele sunt mari ca oamenii care vor merge în parc să nu mai poarte masca de protecție. Până atunci ar trebui să se imunizeze 60% din populația României, asta înseamnă în jur de 10 milioane de români. Acest lucru este realizabil, spune Florin Câțu, pentru că avem toate dozele necesare de vaccin. Avem și centre disponibile, iar oamenii care nu se pot programa pot opta pentru centrele de trip drive-thru, acolo unde se pot imuniza oricând, de luni până duminică. Dacă procentul propus de imunizare va fi atins, atunci restaurantele vor putea să funcționeze în interior la o capacitate de 100% pentru clienții care, bineînțeles, se vor vaccina pentru COVID-19. Gata, a început școala. Chiar dacă nu pentru toți, dar a început. Elevii se întorc din nou la cursuri, însă doar dacă se vor respecta niște măsuri sanitare. Evident. Iar din toamnă, cursurile ar putea să se desfășoare ca înainte de pandemie, având în vedere că autoritățile își propun să vaccineze și copiii cu vârste între 12 și 15 ani. Fiecare școală va avea necesarul de dezinfectanți, dar și suficiente măști pentru elevi, spun autoritățile. La nivelul fiecărei școli este stabilit necesarul de dezinfectare, materiale dezinfectate și echipamente de protecție, adică măștile necesare, și la fiecare școală este acest stoc. Există la nivelul unităților de învățământ teste care pot fi folosite de către personalul medical
și se vor aplica prevederile acestor ordine. De asemenea, noul an școlar va putea începe în condiții mai mari de siguranță din toamnă. Copiii cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani ar putea fi vaccinați în această vară, spune Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID. În ceea ce privește modalitatea de vaccinare, cu siguranță se va folosi infrastructura actuală. Singura mențiune este legată de prezentarea minorului împreună cu un adult care îl reprezintă din punct de vedere legal. Serul folosit pentru minor va fi cel de la Pfizer, iar procedura de vaccinare rămâne aceeași. La București, oraș aflat încă în scenariu galben, elevii încep școala în condiții total diferite față de 2 aprilie, când, dacă ne aducem bine aminte, era vorba de un scenariu roșu. Foarte bine te-ai adus aminte. Colega noastră, Cătălina Iordache, are mai multe detalii despre acest subiect. Bună dimineața, Irina, Daniel, bun găsit tuturor! După o lună de zile de vacanță de Paște, iată că cei mici de la grădiniță, elevii din clasele primare și elevii din școlile speciale se întorc cu toții fizic de astăzi la școală. Iar de luni, 10 mai, se vor întoarce în bănci peste tot și elevii din clasele terminale, excepție făcând localitățile carantinate. Vorbim așadar doar despre două scenarii care sunt legate de incidența de infectare de un caz la 1000 de locuitori. Scenariul 1, pentru localitățile unde incidența este mai mică sau egală cu un caz la 1000 de locuitori, și scenariul 2, valabil și pentru capitală, și pentru localitățile unde incidența depășește un caz la 1000 de locuitori. Așadar, ore online vor face doar elevii din localitățile din scenariul 2. Însă și aici, copiii de grădiniță, elevii de clasele primare și cei din clasele terminale vor merge fizic la școală. Odată reîntorși în bănci, elevii trebuie să respecte în continuare regulile de protecție sanitară, trebuie să poarte mască de protecție tot timpul, să păstreze distanța și să nu facă schimb de obiecte personale. Te bucur că te-ai întors? Cam da. Cum a fost în vacanță? Bine, m-am jucat foarte mult. Mai ales că stau prea mult în casă. Că... Îmi place foarte mult la școală și mai ales că ne-am întâlnit și cu colegii și cu toți. Și cu doamna și cu toți. Nu te bucur că te-ai întors la școală? A. Mergem acum la Cluj. Da, acolo unde se află colega noastră, Andreea Stan. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața, Andreea. Cum arată începutul de an școlar, de fapt, de an școlar, dacă după o lună putem zice așa, la Cluj-Napoca? Cum s-a simțit lucrul ăsta? Bine v-am găsit! În județul Cluj, elevii din 51 de școli încep cursurile în scenariul verde. Toți elevii, indiferent de clasă, care urmează cursuri la școlile respective, se reîntorc astăzi în bănci. De asemenea, în județ sunt și 389 de unități de învățământ în scenariul galben, ceea ce înseamnă că nu toți elevii vor participa fizic la cursuri. Mai precis, vorbim de școlile din localitățile care depășesc rata de infectare de un caz la 1000 de locuitori. Preșcolarii și elevii din învățământul primar se reîntâlnesc astăzi în școli, în timp ce clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a își vor desfășura activitatea online. Cei din clasele terminale se vor bucura de încă o săptămână de vacanță, dar începând de luni, 10 mai, cursurile pentru aceștia se vor desfășura cu prezență fizică. În ceea ce privește circulația autobuzelor școlare din municipiul Cluj-Napoca, aceasta va fi reluată odată cu revenirea elevilor în bănci. Cum a fost în vacanța prelungită? Foarte bine. Foarte bine? Bine, acum așteptăm, așa? Da. Aștept să înceapă școala? Da. Pe ce clasă ești? Clasa 1. Clasa 1? 0. Da. 0. Ce părere aveți de măsurile care s-au luat? Faptul că încep școlile în scenariu diferite? Eu zic că destul de bune. Acum vedeți și dumneavoastră că deja au început să scadă cazurile, așa că sperăm la mai bine. Pentru ei. Cum a fost vacanța prelungită? Mai greu. De ce? Eram pregătiți pentru vacanța programul celălalt. Deci cu o săptămână și acum o lună fiind a fost puțin mai dificil. Programul la muncă cu schimbările. Dar ne-am descurcat. Cum a fost în vacanță? Bine. Ai așteptat să înceapă școala? Da. Da? Ce părere aveți de măsurile acestea de a reîncepe școala în scenarii diferite? Sunt ok, atât cât trebuie să ne descurcăm, ne programăm programul după ei,
n-avem ce face. Mititei, fripturi sau legume delicioase. Odată cu sezonul cald, la români au început să sfârie grătarele. Cum se simțea în weekend, Doamne! Cei care locuiesc la casă se pregătesc să își amenajeze grădinile și spațiul destinat grătarelor. Sunt la mare căutare ustensilele și decorațiunile de grădini, iar asta se vede cel mai bine în vânzările tot mai mari ale acestor produse. În pandemie, românii au investit mai mulți bani în grătare și produse pentru grădinărit. Acestea, din urmă, alături de mobilierul pentru casă, au înregistrat în ultimul an printre cele mai mari creșteri în comerțul online, arată un studiu Evomag. Trendul se va menține, spun agenții imobiliari, pe măsură ce tot mai mulți concetățeni ai noștri fac pasul spre viața la curte. Față de 2020, în prezent, categoria casă, decorațiuni și bricolaj, listată în Evomag, a înregistrat o creștere de până la 100%. Cele mai cumpărate produse au fost grătarele de grădină, topul fiind completat în ordine de uneltele de grădinărit, de compresoare și pompe, de sistemele de încălzire pentru terase, de unelte și scule generale și de aparatură de sudură. Mulți își descoperă așadar pasiunea pentru bricolat și plantat. Solul din interiorul casetei se sapă cu un hârleț înainte de a pune amestecul de pământ pentru ca să se creeze condiții mai bune plantelor, mai ales cele care au sistemul radicular mai profund, după care acesta se mărunțește foarte bine și se adaugă amestecul de pământ. Este bine ca înălțimea patului de pământ să fie de minim 20 de centimetri, astfel încât plantele să aibă suficient spațiu să se dezvolte. Reprezentanții magazinelor de bricolaj estimează o creștere de 50% pentru produsele de grădinărit în 2021. Pandemia a afectat și micile afaceri, așa se face că pomicultorii au rămas cu fructele în lăz. Motivul? Criza sanitară a redus drastic exporturile. În timp ce marfa producătorilor români se strică, în supermarketuri găsim fructe aduse din Polonia, Turcia sau Ungaria. Iar din cauza scăderii semnificative a vânzărilor, mulți producători s-au reprofilat deja. Producătorii români au înregistrat pierderi uriașe anul acesta. Petre Amariei spune că până acum a aruncat peste 300 de tone de fructe și nu i s-a oferit nicio despăgubire, chiar dacă au existat promisiuni în acest sens. Marfa, am sperat că o distribuim foarte bine, avem contracte cu școlile, dar din cauza pandemiei stăm cu marfa pe stoc. Sperăm să nu pătrim cu acuan, să o aruncăm în câmp ca și îngrășământ natural. Aceea situație se regăsește și în Dâmbovița, unde producătorii au rămas cu tone întregi de mere pe care nu le-au cumpărat nimeni. Singura soluție pentru oameni rămâne să le transforme în țuică. Domnule, mere prost. Prost? O, da. Prost, rode tot. Dar de ce? Nu e vânzare, nu mai ăștia acum bani. Alți pomicultori s-au reprofilat deja și speră să aibă mai multe șanse cu verdețurile. Merge foarte prost. Vânzarea la mere merge foarte prost. De aceea nu le-am dat nici de acasă, de aceea n-am plecat nici la piață, pentru că te duci și te întorci cu ele înapoi. Că pot să vă spun, ce scot astăzi, mâine nu mai pot să vând. Pandemia a blocat toate transporturile, mai ales cele cu fructe. Străinii din Polonia sau Ungaria, care în anii trecuți plecau cu tirurile încărcate cu mere din Voinești, nu și-au mai făcut apariția nici anul trecut și nici acum. Mai mult, supermarketurile de la noi preferă să importe fructe, pentru că în alte țări există sisteme care le păstrează la o temperatură controlată, unde își mențin toate calitățile. Au fost probleme cu închiderea piețelor, care a dus la blocarea desfacerii din merelor din zonă. În toamnă nu au mai venit cei din Europa, veneau tiruri din Ungaria, tiruri veneau din Polonia. Anul trecut nu au mai venit și merele care au fost pentru industrie nu au mai fost desfăcute, urmând să fie transformate în țuică și în sucuri. Merele de la producători au ajuns să se vândă și cu 70 de bani, iar în situații rare cu 1 sau 2 lei. De aici și până la piață, prețul se umflă, ajungând și la 6 lei. Veste proastă pentru aproape 2 milioane de români. Toate mașinile, chiar dacă nu mai pot circula pe șosele, trebuie să aibă asigurare obligatorie de răspundere civilă. Este concluzia unei decizii a Curții Europene de Justiție, care spune că vehiculele înmatriculate pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să rețină un RCA valabil până în momentul în care sunt radiate din circulație. Decizia exclude și posibilitatea suspendării asigurării, instrument care există acum în legislația din România. Consultantul financiar Adrian Negrescu este invitatul nostru de la această oră. Bună dimineața! Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag. Adrian, de ce această decizie? Sau, mă rog, este una surprinzătoare? Se așteptau specialiștii, cei din lumea aceasta, la decizia asta? Trebuie spus că această decizie vine ca urmare a unui proces intentat de autoritate din Polonia, autoritate locală, care la un moment dat s-a trezit dintr-o executare silită cu o mașină, pe care la un moment dat a vrut să o matriculeze, dar și-a dat seama că starea ei starea ei tehnică este atât de gravă încât mai bine o casează. Și a înregistrat-o cu un RCA la un moment dat, dar s-a trezit ulterior că are de plătit vreo 800 și ceva de euro la autoritatea de reglementare din țara respectivă pentru această mașină, chiar dacă această mașină nu circula. Bineînțeles că a dat în judecată statul, a dat în judecată organismul de control, dar s-a ajuns la Curtea Europeană de Justiție, acolo unde s-a luat decizia și este o decizie care va fi aplicată la nivelul întregii Uniunii Europene, că toate mașinile, indiferent dacă circulă, dacă stau în fața blocului, dacă sunt, din punct de vedere tehnic, pregătite să circule sau nu, trebuie să aibă o asigurare obligatorie. Asta afectează, cum a spus și voi, aproape 2 milioane de mașini din România, mașini mai vechi, cele mai multe de 20 de ani, care pur și simplu în momentul de față stau în curs, stau pe stradă, stau cine știe pe unde, pe care nimeni nu le conduce, dar care este obligatoriu să aibă asigurare. Adrian, asta are legătură cumva și cu falimentul care e răsunător al unei societăți de asigurări? Sau poate avea legătură și cu așa ceva? Nu putem face legătura cu acest faliment, putem face legătura cu situația din piața românească de asigurări, acolo unde 25% dintre mașini, din cele 9,2 milioane de mașini, în acest moment nu sunt asigurate. De ce? Pentru că legea îți permite să-ți asiguri mașina doar atunci când ai nevoie. De pildă, dacă ai o mașină mai veche și vrei să o folosești numai în anumit interval de timp, poți să-ți faci asigurare de câteva luni și ai scăpat de plata asigurării pe întregul an. Cert este că de acum încolo, urmarea acestei decizii, toate mașinile vor trebui asigurate, indiferent de starea lor tehnică, indiferent de vechimea lor. Și vorbim aici de o piață în care 75% dintre mașinile din România sunt mai vechi de 11 ani, 33% sunt mai vechi de 15 ani. Și vă dați seama ce pericol reprezintă aceste mașini pentru trafic, ce pericol reprezintă inclusiv pentru proprietarilor, pentru că dacă sunt implicați într-un accident, vor trebui să scoată din propriul buzunar banii pentru reparații, pentru daune, pe când așa cu RCA-ul e mai ușor și până la urmă plătește asigurarea. E o piață interesantă, dacă se va aplica aceasta și cu siguranță se va aplica această decizie și în România și va fi transpusă în legislația românească, asta înseamnă un business de aproape 160 de milioane de euro în plus pentru acei asiguratori de care vorbeați dumneavoastră și e un business care va crește, pentru că am văzut deja, s-au anunțat deja creșteri de tarife pentru RCA în perioada următoare pe fondul creșterii costurilor de reparație în serviciu. Bun, dar spuneai și tu ceva mai devreme că este valabil inclusiv pentru mașinile alea care de ani de zile stau în parcare prăfuite. Cum vor fi ele controlate? Mă gândesc că românii clar o să-și pună întrebarea asta. Dom'le, cine mă controlează dacă îmi fac RCA la rabla mea din fața blocului pe care n-am mai pornit-o de ani de zile? Există două variante. În primul rând, dacă le vor scoate din locurile de parcare și vor ieși cu ele pe drumul public, cu siguranță poliția îi va întreba de asigurare și în momentul în care nu au asigurare respectivă, vor trebui să li se va lua talonul și vor trebui să-și facă asigurarea respectivă. Bineînțeles, plus amendă între 1.000 și 2.000 de lei. Pentru cei care nu le scot de pe locuri, sunt într-adevăr într-o stare tehnică care nu le permite să pornească, probabil primăriile vor interveni și se vede deja în București acest lucru, chiar și în Cluj, am văzut și în Timișoara, că primirile încep să intre pe străzile din cartiere și să evalueze care sunt rablele abandonate pe locuri de parcare, pe locurile publice și să încerce să vadă cum poate să le ridice. Dacă nu există o asigurare pentru ele, cu siguranță vor fi considerate bunuri abandonate și vor fi ridicate, iar proprietarii vor pierde dreptul asupra acestor mașini. Adrian, dar știi că sunt mulți care se atașează de rablele lor și poate se gândesc să atace această decizie în justiție. Crezi că se va întâmpla așa ceva? Dar nu vor avea câștig de cauză. Nu vor avea câștig de cauză, având în vedere că este o decizie a Curții Europene care este aplicabilă la nivelul tuturor țărilor membre. Deci, de acum încolo, dacă ai o rablă în curte, dacă ai o mașină veche, indiferent de starea ei tehnică, indiferent de vechime, dacă o folosești sau nu, va trebui să ai asigurare. E aceeași soluție ca și în cazul asigurării pentru locuințe, asigurarea minimă obligatorie pe care toți românii ar trebui să o aibă pentru locuința pe care o dețin. Și, din păcate, în România, doar 15% din
dintre imobile sunt asigurate. Legea, din păcate, nu se respectă în România, să devine și autoritățile că nu știu să imprime această lege și să ia măsurile necesare, dar pe de altă parte sunt de vină și oamenii care nu se gândesc că atunci când ai o casă, de exemplu, trebuie să-ți o asiguri, că nu știi niciodată dacă vecinul te inundă, dacă ia foc blocul, dacă se întâmplă un cutremur și practic rămâi fără bunul respectiv, fără posibilitatea de a obține niște despăgubiri. Adriana, aș mai săpa un pic pe subiectul ăsta și te-aș întreba ce se întâmplă dacă eu îmi țin rabla nefolosită în curtea mea personală. Intră cineva la mine în curte să mă întrebe de RCA? E un spațiu privat. În mod normal nu va intra, probabil doar atunci când vrei vrea să faci ceva cu mașina respectivă sau să o casezi. Problema se pune în felul următor. În Polonia, autoritatea respectivă a fost nevoită să plătească RCA din urmă pentru perioada cât mașina nu a fost asigurată. Deci e posibil, dacă și în legislația românească va fi inclusă această decizie a Curții Europene de Justiție, să trebuiască să plătești atunci când vrei să radiezi mașina, să plătești RCA-ul din urmă pe perioada când nu a fost asigurată. Deci încă nu știm exact cum va fi transpus în legislația românească, dar pentru proprietari este o problemă și ar fi bine să-și asigure mașinile ca să nu se trezească la un moment dat când vor să-și radieze aceste rable, că vor trebui să plătească statul o grămadă de bani. Mulțumim frumos, Adrian. Da. Continuăm. Libertatea de a crede în ceea ce vrei și cea de a te exprima liber stau la baza unei democrații trainice. Nu e un citat dintr-un mare filozof, ci este esența funcționării unui stat modern, care până la urmă e bazat pe egalitate de șanse pentru toți cetățenii săi. Însă în Franța zilelor noastre situația este puțin diferită. O nouă modificare a unei legi ar putea interzice purtarea hijabului în toate spațiile publice, chiar și de tinerele care nu au împlinit încă 18 ani. Pentru a-și arăta nemulțumirea, adolescentele au organizat proteste online în care au postat mesaje pentru autoritățile de la Paris. Modificările la legea antiseparatism, care interzice purtarea hijabului de către fetele sub 18 ani, vin în completarea legii care a fost scrisă pentru a întări protejarea valorilor seculare ale Franței și ar urma să se aplice tuturor grupărilor religioase. Opozanții susțin însă că ar fi vizați doar musulmanii. Propunerea a atras o serie de proteste în mediul online, unde tinerele au folosit hashtag-ul Mâinile jos de pe hijab. Ceea ce a stârnit și mai multă furie a fost faptul că tinerele nu pot purta hijab până la 18 ani, dar își pot da acordul pentru relații intime începând cu vârsta de 15 ani. Bonjour, je m'appelle Myriam. J'ai participé au mouvement Hands Off My Hijab sur mon Instagram au mois d'avril contre l'amendement visant à interdire le voile pour les mineurs dans l'espace public. Tinerele musulmane spun că de fapt se dorește controlarea corpurilor femeilor și ale alegerilor acestora. J'espère que cette loi du coup ne passera pas. Comme ça j'aimerais continuer à porter mon hijab du coup dans l'espace public etc. Et j'espère aussi pour l'avenir que du coup tous ces débats autour de nous en fait cessent et que on arrête de vouloir nous imposer en fait nos croyances et que on arrête de vouloir nous retirer nos libertés et d'avoir le contrôle en fait sur nos croyances, nos choix et notre corps. Pe de altă parte, autoritățile consideră că această modificare i-ar ajuta pe tineri să ia propriile decizii. Ce n'est pas aux parents d'imposer des dogmes aux enfants. Aussi, il est essentiel qu'existe des espaces protecteurs pour ces derniers, vecteurs d'émancipation. Amen. Tragedie în capitala Mexicului. Cel puțin 23 de persoane au murit și 65 au fost rănite. Un metrou suspendat a căzut de la mare înălțime după ce pasarela pe care rula s-a surpat. Zeci de medici și pompieri au intervenit pentru a-i salva pe cei rămași blocați sub fiare și de rămături. Din păcate, mulți dintre aceștia, printre care și copii, nu au putut fi salvați. A fost nevoie de zeci de pompieri și echipamente speciale pentru a-i salva pe cei răniți rămați blocați sub privirile uimite ale trecătorilor. Toate persoanele accidentate au fost transportate de îndată la două spitale din zonă. Metroul s-a prăbușit de la mare înălțime peste mașinile care circulau pe unul dintre cele mai mari bulevarde din sud-estul capitalei Mexicului. Structura metalică a cedat sub greutatea garniturii, deși linia fusese inaugurată în 2012. Cu mare fast și investiția a fost de aproape 2 milioane de dolari. Autoritățile au început o anchetă. Nuestra tarea principal es atender a las personas que están en los hospitales, atender a los familiares de las víctimas que lamentablemente fallecieron en este incidente. Y la Fiscalía General de Justicia inicia todas las investigaciones para poder hacer todos los peritajes y poder conocer
¿Qué fue lo que ocurrió en este incidente en la línea 12 del metro de la ciudad? En martie anul trecut, două trenuri de metrou s-au ciocnit tot în capitala Mexicului. Atunci o persoană a murit și alte 40 au fost rănite. Ce mai cumpără bogații lumii? Vă spunem noi, insule întregi sau măcar o bună bucată din acestea? Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, și soția sa au cumpărat 8.000 de metri pătrați lângă o insulă renumită din Hawaii. Nu este singura achiziție excentrică a celor doi. Cuplul mai deține și 18.000 de metri pătrați pe insula Kauai. După această achiziție, CEO-ul rețelei sociale a avut ceva probleme cu localnicii pe care i-a dat în judecată, pentru că aceștia susțineau că dețin parcele de teren pe proprietatea miliardarului. Într-un final, Zuckerberg a câștigat și a ridicat un gard în jurul acestei, cu ghilimele de rigoare, mici proprietăți. Sună cunoscut. Da. Pare de pe la noi. Pare de pe la noi, nu? Da. E bine, Eleven Madison Park, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din New York și din lume, deținător a 3 stele Michelin, devine vegan. Renumit pentru preparate pe bază de carne, precum rața în glazură de mire de lavandă sau homarul gătit în unt, restaurantul va oferi din această vară doar preparate pe bază de legume, fructe și verdețuri. Marea redeschidere programată pentru 10 iunie aduce și noul meniu vegetarian, care va costa aproape $350. Schimbarea drastică a ofertei este un risc destul de mare, spune proprietarul, care este gata să reinventeze bucătăria fină. Trecem la sport. Budescu face show la Arabie, nu pe terenul de fotbal, ci acasă, acompaniat de băiatul său. De Paște, atacantul și-a etalat calitățile muzicale și le-a cântat vecinilor din cartier muzică lăutărească. Pentru Budescu, cântatul nu e singura pasiune. În tinerețe compunea și poezii. Alte informații din sport vedem chiar acum. Curci la obiect. Cum e vremea? La obiect. Știți că vă spuneam prima oră că la noi vremea astăzi devine ușor instabilă. Bine, același lucru se va întâmpla și la munte, doar că la munte este mai rece, cam 13 grade, la Sinaia și Păltinii, 16 Stâna de Vale, Predeal. Deci dacă vrem, da, și va ploua torențial, dar spre seară. Păi unde să te duci? Că oricum e... La munte. Suntem în mijlocul săptămânii. Eu sunt foarte curios să aflu, de exemplu, ce se întâmplă la Timișoara, te rog. Tu ești cam curios așa, da, de fel. Da. Astăzi vremea, deși apropiată de normalul perioadei, devine ușor instabilă. Cerul se va nora temporar după amiaza și vor fi averse însoțite de descărcări electrice, iar în zona de munte și local în restul țării, vântul va avea unele intensificări. Izolat se pot strânge cam 10-15 litri de apă pe metru pătrat, iar la Constanța, vedeți, avem 14-16 grade și 25 de grade, ceva mai cald, în vestul Olteniei. Mâine vom avea o vreme normală perioadei în toată țara, cu maxime cuprinse între 14 și 26 de grade. Cerul va avea unele norări la munte și la deal, iar în regiunile sud-estice, pe arii restrânse, vor fi averse cu descărcări electrice. La munte, vremea o să fie răcoroasă și instabilă, iar pe alocuri va ploa slab. Spre seară se mai norează și va ploa puternic. Pe arii restrânse se vor strânge 10-15 litri de apă pe metru pătrat, mai ales în Carpații Occidentali și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Gata, v-am lămurit și cu muntele. N-am lămurit. După atâtea grade simt nevoia să iau un răgaz, să iau o pauză de publicitate, să mă așez un pic. Accept. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, iar pe dumneavoastră vă lăsăm să urmăriți Cronica Express. O creștere semnificativă a creditării pentru firme din ultimii 10 ani. Creditarea companiilor a fost puternic subvenționată în ultimul an prin programul IMM Invest. Băncile au beneficiat de garanții de stat de până la 90% din valoarea împrumuturilor, în timp ce firmele au avut dobânda plătită timp de 8 luni. Statul Maryland oferă $100 fiecărui angajat din sectorul public care se vaccinează. Pentru a primi plata, angajații trebuie să arate dovada vaccinării lor Departamentului de Resurse Umane și să fie de acord cu primirea rapelului la cel mult 18 luni de la prima doză administrată. Ieri a fost cel mai curat aer înregistrat pe suprafața Bucureștiului. Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu.
E prima oară de când urmăresc senzorii și văd un aer atât de curat, măsurat pe airlife.ro. Probabil e cel mai curat aer înregistrat pe toată suprafața Bucureștiului în ultimii ani. Israel a înregistrat doar 13 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Pe măsură ce Israelul își continuă campania de vaccinare, sâmbătă au fost diagnosticate doar 13 noi cazuri de coronavirus, cea mai mică rată din ultimele 14 luni, potrivit datelor Ministerului Sănătății publicate duminică. Am revenit, doamnelor și domnilor, și alături de noi este Mircea Dinescu, realizatorul emisiunii Poezie și Delicatețuri. Bine ați revenit. Salut. Hristos a înviat. Cum? Adevărat a înviat, da. Îmi venea să zic să rămână. Da, mi-am adus aminte. De ce? Nu, să rămână, pentru că mi-aduc aminte. Astăzi a început școala și mi-aduc aminte că atunci când mergeam la școală, eram foarte fericiți așa și aveam un sentiment din ăsta foarte plăcut și toată lumea zicea să rămână, că era un semn de bună creștere. Da. Și da, și noi la Slobozia, absolut toată lumea și părinților mei ziceam să rămână. Da. Fuse și seduse, ca să spun. Bine, așa, e un termen frumos, așa, e de... Acum nici doamnelor, că e o chestie... Da, nu prea le mai place. Da, adică pare un atac sexual asupra lor. Trebuie să ne revenim după Paște, nu? Am mâncat mult, am văzut la edițiile alea speciale că aveați așa o masă plină, deci, cu toate bunătățile cu asta, deci era într-un fel. A trebuit să când de obicei am când gătesc, eu nu mănânc. Păi bucătari în general fac asta. E, nu e adevărat, nu? Sunt bucătari care mănâncă de rup. Nu, nu e o problemă chiar atât de mare, știi, că unii au așa impresia că, domnule, e o chestie să umflă lumea de ambourea. Nu. Eu n-am văzut oameni suferinți la mine niciodată după ce au mâncat de Paște sau de Crăciun. Bun, dar totuși cine vrea să-și revină după atâtea bucate grele, ar putea... Pretextul e să stai la un pahar de vin, la o chestie, la o discuție, la... Adică cheful în sine are importanță, nu să bagi în mațul gros așa. Cred că totuși mulți au și exagerat, că ne stă în fire să exagerăm. Nu neapărat noastră. Mai ales că marea majoritate, de fapt, nu țin post și atunci nu e o disperare. Ah, okay, nu, de altă parte, cei care au ținut post n-ar trebui să se înfrupte cu atâta dezinvoltură. Dar eu am sesizat că sunt foarte multe reclame în perioada asta, Crăciun, Paște, la probleme. Aveți probleme cu ficatul de la prea multă, cu bila, cu ce? Vă dăm noi pastiluța. N-ar trebui să folosim. E destul de trist să mănânci pastiluțe. Poți să mănânci niște viermi de făină? Că eu știu, poate, da, auzit, că am văzut că e un aliment nou introdus de Uniunea Europeană pe lista. Adică, acum știi că e o vorbă, ești ceea ce mănânci. Viermele la mâncând numai făină, nu mănâncă nimic ca sinistru, așa să zici că... Deci este o... Se spune, de exemplu, Paul Valéry are o expresie că leul este o concentrație de berbeci bine asimilați. Deci niște berbeci intră în burta leului și devin leul... Are, așa cum e mașină, are, nu știu cât, 20 de cai, 100 de cai putere, așa, și leu are 20 de berbeci și putere. Da. Așa și asta. Da, ați fi curios să mâncați vreo salată de vierni, ăștia de făină? Mă, acum nu știu, nu sunt. Alături de o pâine făcută din făină de greier? Că tot am avut material. Asta sună ca o poezie, făină de greier, știi? Dacă după ce mănânci făină de greier, te apucă o chestie și începi să faci cri-cri-cri în curte pe acolo, poate că e un drog. Știi că uneori ai văzut, dintr-o ciupercă poți să devii visător. Da, senzația mea este că foarte multă lume merge pe ideea de ecologie, de curățire. Știu, de există aici și vegan, cei cumva, care veganii sau vegetarieni, o sectă, o superioritate a acestei categorii de oameni. Numai că eu, de când am aflat că Hitler a fost vegetarian, nu mai am, cum să spun, organ de simpatie pentru aceasta. Da, Hitler nu mânca carne. Și totuși a fost cel mai mare criminal al lumii, ca să zic așa. Așa că nu te ajută. Dacă asta, dacă pe mine, faptul că aș mânca numai iarbă, m-ar face mai blând și mai inteligent, poate că aș lua dimineața, aș intra pe pășune să iau o gură. Dar nu, pe de altă parte, iertați-mă, se pot face niște mâncări uluitoare, mâncările din mănăstire, să nu vă închipuiți că lucrării se chinuiesc acolo. O fasole iahnie fără carne, dar cu multă ceapă, cu praz, cu, mă rog, băgat, sau cu chiftăluțe din ciuperci, din hrib. Eu am fost la mănăstiri,
Mamă, am fost nebunit. Îi rugam pe preoții și pe călugări. Dom'le, aș putea să intru și eu în bucătărie. Mirosea și frumos. Și erau niște călugări, îți făceau chiftele din hribi. O minunăție. Deci există, știi când e mai tragic, când cei care țin post imită, zice, mănâncă o friptură din conopidă și din nu știu ce, cârnați din, iarăși, din petale de trandafir. Păi nu, mănâncă petale de trandafir, nu mânca un cârnat, că înseamnă gândul tău e ticălos, te gândești la cârnați în timp ce mănânci trandafiri. Știi, nu e în regulă asta. Cu imitarea în post a lucrurilor păcătoase pe care le mâncăm noi mirenii, nu? Am înțeles că o să aveți și un invitat special și în același timp vegetarian? Da, 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 pe domnul Arafat. Am făcut o emisiune teribilă cu domnia sa. Ce i-a și i-am pregătit, băi, știi cât am mâncat, te rog să mă crezi. Nu, i-am făcut niște mâncări foarte bine, i-am făcut niște tocănițe, dar am băgat ștevie în... i-am făcut un orez special, așa, știi, în care am băgat ștevie. Și eu nu cred că am mâncat, ăștia... N-au curat să-i dea ștevie domnului Arafat. Și cred că se mănâncă și în țara lui de origine. Cred că există. Se mănâncă ierburile astea, da? Și în Orient. I-am gătit câteva feluri, am făcut. Și o să vedeți la imagine, era un platou mare și a dispărut mâncarea de acolo. Deci a plăcut. Mulțumim frumos că ați venit. Foarte, da. Mulțumim foarte, tare mult, domnule Dinescu. Tare. Bine. Mulțumim frumos. Încheiem așa. Doamnelor și domnilor, mai stați cu noi, nu plecați. Da, da. Nu, vă rog frumos. Da, da, trebuie să-ți fac. Aceasta a fost ultima oră de făcut la prima oră. Și, ne vedem mâine dimineață la 7 fix. Până atunci, uitați-vă pe Facebook-ul nostru. Ne puteți suna și pe WhatsApp pentru știri proaspete 0720111199. Și avem și un site, focus.primatv.ro. După amiază aduce știri de ultimă oră la Focus 14 și o ediție de excepție a Exclusiv VIP de la ora 15. Fiile Neciuculete povestesc despre cât de greu este dorul de mamă. Iar de la ora 17 la Hai cu Fetele, Cristina Caramarcu și trupa The Humans încing atmosfera cu cea mai nouă piesă a lor. De la noi afli totul din prima. Noi ne revedem așadar mâine dimineață la 7.